Bună seara și bine v-am găsit în această zi absolut superbă din toate punctele de vedere, zi de joi. La Cârligului Gagiu în această seară îl avem pe nimeni altul decât pe inventatorul articolelor de pescuit, atenție, în car fishing-ul din România și bineînțeles pe Cătălin Borcan, vestitul Cătălin Borcan, după cum bine îl cunoașteți cu toții. Haideți să-l și prezentăm pe Dan Mitrănescu. Dan, sunt... M-am inventat și pe mine și pe partenerul meu de concurs. Salut, băieți! Mai vorbim și noi prostii la început, așa. Și cu invențiile astea nu prea îmi place mie postura asta de inventator, dar... Da, așa chiar e. Dacă nu-ți place, Dan, cam asta s-a deverit a face până acum, până în momentul de ideea față. Ideea nu a fost de invenție, de... Să găsim și lucruri, da, utile. Să ne ușurăm pescuitul, zice Cătălin. Da. De ce? Să nu fie greu, că n-a scos, nu e... N-a scos numitorul ăla, vestitul, MV2. Numitoarele înainte erau fără autoțepare. Erau, se terminau cu tija aia, n-aveai nicio treabă. El a scos-o pe aia să-i bage cauciucul, să avem autoțepare. Varnișul ăla de cauciuc sau... Cum poți să spune la un opritor de cauciuc, nu? Sau... E un varniș de cauciuc. Varniș, da, da. Da, a fost prima... Dădeam rateuri când n-aveam ăla și de multe ori nu te mai lăsa cu puneam, da, puneam stopări pe fir. Deci vedeți cât de intensă este emisiunea, pentru că deja am intrat într-un subiect, plus în prima invenție a lui Dan. Plus că de asta, dacă tot n-aveam voie cu alea, mai erau bagabonți care îi băga scobitoare. Adică tot noi. Și trebuia să facem ceva. Bilițe, da, nu avem bilițe, dar noi băgam o scobitoare. Da. Și ăla stătea blocat. Și venea momitorul ca la zi gric, undeva la 3 metri de cârlig. Mamă! Scobitoarea rămânea. Dacă mai aveai și un pop-up puțin mai... Era greu când... Păi nu veneai, rămânea, trăgea peștele și scotea momitorul, trăgea la 3 metri cât rămânea momitorul în spate și peștele și era ca un fel de plumb pierdut. Rămânea, nu pleca pe momitorul. Momitorul se ducea, da, se ducea pe fir, da. Și la un moment dat când ajungeai la mal, drăgeai... la minciuc, tu scoteai momitorul din apă, dar peștele era la și am zis, nu e bine cu scobitoare, trebuie să facem altceva. Și atunci am făcut la momitoare prima dată auto-nțeparea din cauciuc. Și, dar am făcut-o pentru noi, n-a fost o invenție pentru... Exista atunci deja brandul Dan Mitrănescu? Da, da, da. Exista? Da, a fost la 10 ani după ce aveam afacerea cu Anticul. De exemplu, iar altă chestie care a adus... Da, vă că le țin minte. Bobu Mic. Bobu Mic. Și asta a fost... În toată lumea venea februarie, erau concursurile la moară, februarie și sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, cupa iernii, cupa primăverii, știi? Toată lumea pescuia cu pace, 8, 10, picior de furnică, glednă de greiere, bă, niște tâmpeni din așa. Al meu când începea concursul, cu ce începem, cu 2 sau cu 1? Mamă! Și ne-am și certat pe treaba asta cu... Zica, mă zic, bă, de nu ți-e zica, mă zic, hai să începem cu ceva mai mic. Da, domnule, începem cu 2. După primul pește, te aplicu cu 1. Dar nu după, după primul pește scăpat, nu după primul... Și începeam cu unul, ligul de unul ăla de la Sasani, dar nu era unul, că noi îl făceam 2 pe 0. Când îl răsduce, da. Patentul, și îl deschidea. Și aveai două bubițe, o floricică și un tehnul, puf, și atâta cu el. De multe ori, de multe ori pe lansetele de rezervă, trăgeau pe la noi colegi de concurs, și spuneau, ia uite ce ne pune să vedem la mișto, nu... dau așa, no. Și noi chiar așa dădeam, adică nu. Și am mai avut una la Tâncăbești, când dădeam cu plumbul invers și cu momitorul. Aia, da, acolo, pe acolo. O secundă, salut, da. Și eu pe toți cei care ne urmăresc în seara aceasta și salut. Intrăm în subiect, pentru că cu siguranță avem foarte multe de discutat. Vlades, salutare, pescar rachetă, salut, Mihai Barbu, salut, vă salutăm pe toți, salut băieți, salut mari pescari. Salutare, salutare, Ionuț, Ionuț, bună seara tuturor celor prezenți în această seară, salut Ionuț, bună seara, Vladimir Banu, salut cu tot respectul domnilor, salut. Alexandru Popescu, mamă, Dan e îmbrăcat la patroace, îi lipsește cravata, Alexandru Popescu, moare cu papion, dar nu... Nicu Clopotaru, salutându-o, salutare invitaților, trebuie să citesc mesajele, sunt abonații mei la canalul de YouTube, pe
cărora le mulțumesc în această seară că sunt alături de mine ca de fiecare dată. O, te salut, frate Pricop. Da. Cormoran de-al meu. Să știe, forța Borcan. Salut, 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 salut. Salutare tuturor, vă mulțumim că sunteți alături de noi în această seară. Iată, deja emisiunea n-are nici măcar două minute de când a început și am intrat deja în subiect, am dezbătut deja două subiecte, una o invenție și urma și a doua, chiar acum spusă de Dan Mitrănescu. Dar nu înainte de toate, nu vreau să-l las să povestească cea cu momitorul pus invers, deși interesantă și pentru mine că n-am auzit-o până acum. Vreau să aflu de la Dan în această seară cine i-a dat microbul de pescar. De la tatăl meu e și de la prietenii lui. La vremea respectivă se mergea câte 4-5 în Dacie și erau ambițiile mari. Și de acolo a plecat tot. Mergeați la Dunăre, bănuiesc? Sau nu, pe apă bălți, purgătoare, pe bălți, ceva pe bălți? Pe bălți, da, nu am pescuit mult la Dunăre în perioada aia. Zacoș acum era în perioada aceea. Caras în general, adică nu crap vedeam rar, dar era frumos. Erau deja lansete, erai deja pasionat de asta? Tripoane. Căutam prin tomberoane, spray-uri, că erau de aluminiu și erau mai ușoare. În general se dădea cu sticlele de Pepsi. Și alea erau grele. Când plecai cu 10 sticle de Pepsi după tine, era deranj. Zrângăneau, da. Și cine avea spray-uri era chiar... Era mai dotat. Eu ardeam pe la toate saloanele de coafuri din București, la toate alea la igiena și vorbeam cu femeile alea, luam tuburile alea de fixativ. De fixativ, da. Păi dădeai cu 45, cu 50. Păi stai așa, Cătălin, deci dacă Dan dădea cu sticla de Pepsi și era una mică și tu dădeai cu tubul de fixativ, vrei să dai mai departe sau care era ideea? Nu, erau cam la fel. Erau cam la fel. Am crezut că aveai fente încă de pe atunci. Altfel cu spray-ul ăla, că una era să pui pe o sticlă, făceai atâta firul gros, știi? Dar chiar cu ce grosime să dea atunci? 40, cam așa, 40-45, da. Era spor național. Problema la mine era că aveam veri la țară, mulți cu care mergeam la pescuit și trebuia să caut spray-uri la București și pentru ei. Și da, am ajuns la nivel de gunoaie, de căutam peste tot pentru... Eu... Păscările de la bloc, siguranțele alea, știi, patrolul ăla care se bagă siguranța în el, ăla e dintr-o tablă. Aha. Luam, spărgeam ceramica aia, băgam o sârmă cu piuliță. De la tablou, de la alea vechi? Da. Și făceam clopoței. Clopoței. Da, erau alte vremuri. Ți-ai dat drumul la muzică? Aveam pe timpul ăla... Răcane cu auto-nțepare. Taică mi-a fiind șofer de camion, aveam furtun din ăla de presiune, de compresor. Mamă! Și luam furtunul ăla și îl tăiam cu o lamă din asta de cater. Și când puneai... Cred că lamă de bărbierii pe timpul ăla. Îl puneai, puneai firul în el și în față îi puneam clopoțelul ăla. Aha. Pe când trăgea nu putea să... Îndoia ăla pe firul. Deci auto-nțeparea, tu ai inventat-o, eu mai târziu am... Am perfecționat-o. Eu am inventat-o la capătul ăsta după mal, păi inventat-o sub apă. Am înțeles în partea cealaltă. A fost cumva o colaborare. Hai mă, povestește când am fost atunci cu... Hai că e nerăbdător cu plumbul întors. Cu plumbul invers. Tu ai rămas așa puțin, da. Deci plumbul cu tijă, plumb cu lisant cu tijă, l-am pus invers, deci cu plumbul spre lansetă și paiul înainte. Da. Iar în capăt i-am pus un momitor micuț. Le plantam. Deci nu mă interesa pentru aruncat. Era de plantat. Și plumbul era plumb inline, bănuiesc. Plumbul era inline cu tijă. Da. Cu tijă. Dar pus invers, deci nu cu plumbul înainte, era pus cu plumbul spre lansetă. Spre lansetă. Eu așa plantez. De fapt era un atenție, momitor. Plantezi? Adică plantam, și acum? Da. De ce plantam? Și, da, așa. Momitorul în față, plumbul greu în spate. Când plantam pe noroi, plumbul se înfigea în noroi, dar momitorul rămânea și camuflat și aveam două lansete de rezervă. Toți cei care treceau pe la noi pe stand își dădeau cu atât la mișto. Ăla a fost, da, cu... Prima oară când am mers eu, deci primul meu pescuit cu Dan. Și prima noapte dormită pe gârlă toată.
Dar stai așa că vreau să ajung. Venit obosit. Noi am ajuns acum deja. Nu am zis nimic. Deja erați, noi am ajuns deja, erați în concurs, deja erați în aia. Pe mine mă interesează foarte mult și cum ați ajuns voi, bă, că nu vă cunoașteți, cum ați intrat. Ne cunoșteam de cum a intrat tu în sistemul de competițional? Ne cunoșteam ne mai loveam pe băl. Ne mai loveam pe ancoră în ancoră. Nu neapărat. Și Dar a venit cu propunerea. Nu, mă, ne întâlneam pe... Eu pescuiam la ten pe Dale. Și Dan era tot timpul, a fost un privilegiat. Ales pe timpul ăla când era Hăileștiul, Balu, Ștefan, el intra cu Bac. Eram puțin mai... Cosmin Radu, mulțumesc frumos. Bun venit la Pescar, Cosmin Radu. Iată, avem un prim abonat în această seară la canalul de YouTube Cârligului Gagiu. Mulțumesc frumos, Cosmin, și bine ai venit în familia Cârligului Gagiu. Să știi că o să trebuiască să-mi transmiți toate datele tale, nume, prenume, nickname-ul de YouTube și numărul de telefon pentru a te introduce pe grupul de WhatsApp, unde conversăm acolo zilnic cu toți cei care sunt deținătorii abonamentului de Pescar. Mulțumesc frumos încă o dată și bine ai venit alături de noi. Ne întâlneam dimineața când eu mă opream acolo, el când trecea să se ducă în spate la cioban, că el pescuia pe fir, pescuia numai după românesc. Calitate, nu... Lua și tenda accidental, la mine erau tenii, la el era cu românesc. Da, și tot era... când se întorcea la prânz, se oprea pe la mine. Ia zi mă, cum a mers, cum alea, și tot ne întâlneam. Da, nu, și serios, zice, bă, nu vrei să mergi la... Zic, cum e la astea? Păi prind și îi dai drumul. Zic, băi, ești nebun, păi când noi prinde eu un grăb și dau drumul. I-am spus și mie mi-a fost foarte greu, spun că reușești și da, am vins. Și pe tine, cine ți-a adus la cunoștință de concursurile de catch and release, de pescuit? Forumurile, erau la început și forumurile și concursurile, ambiția, pescuiam destul de bine, zic eu, la momentul respectiv și zic, hai să-mi... Văd acolo exact cât de bine pescuiesc. Și am mers la Hobaia în primele concursuri, am ieșit bine, direct podium și așa, la Moara Vlăsiei, locul 4, cu Florin. Cătălin a venit mai târziu la... Cu Neamire. Da, cu Florin. Știu că la... între tine și Neamire există chiar și o relație de familială. Este nașul fiind... copiilor mei. Da. Nașul, dar aici îi se spune nașul. Și știe lumea de nașul, adică da. Nu e mafiot. Nu. E nașul. Mai, deci, Florin, salut, vă doresc o seară minunată alături de noi. Eu mă răcoresc un bar de la Vinarte. Băieții, în această seară servesc doar suc. Pepsi. La mine e normal, nu știu, în partea cealaltă ce s-a întâmplat. Mine... În partea cealaltă cred că e o problemă, da, nu știu. Și curent nu l-a tras, nu, vorba aia. Sunt bolnavior. Din ce club face parte Borcan? Întreabă Alexandru Simu. Să ved cormorani. Adrian Cristache. Borcan cred că se aude în alt microfon. Serios? Da, pe iar ți l-ai dat deoparte. Lasă-l păi în față aici, că trebuie mai în față, dă telefonul mai așa. Vezi cât antepergătorul am. Ne era dor de Borcan, Loredana Mihalcea. Să zică Borcan când l-a alergat poliția la Mihăilești. A, păi dar nu m-a alergat odată. Odată? Nu. De alergat. N-a fost de alergat. Era vorba că... Astea au fost rarități. Au fost... L-a prins de mai multe ori. A fost în perioada aia când a fost, știe și Dan, când au fost inundațiile. Deci era la pește, la pietre. Da. Și copil, dacă erai... O perioadă grea. Ceva pe-n gârlă. Greu. Grea, adică... decărat mult. Era multă muncă? Decărat, da. Da. Da, și se obișnuise poliția și venea, jandarmii știau, veneau sus, să uitau, vedeau mașinile și când ieșeai și te opream curba acolo la cornet, pe unde stătea pelet. Trăgea pe dreapta, că ei aveau notate ce mașini erau pe baraj și care dădeau. Aha. Până m-am baghit eu și am luat-o pomă pe partea aia, pe drumul oatelor. Pe lângă aia ieșeam la pod, la 30. Da. Și acolo am avut invenții. Da? Da, pe eu luam pe alt drum, nu vezi? Ah! Păi, dar ce? Băi, adică să te adaptezi. Inovația a existat tot timpul. N-ai cum. Era o vremă. Bun, și acolo cred că era și cazul să inventați cât mai multe oportunități încât aprinde pește din ce în ce mai mult. Bă, sau era atât de mult pește încât orice ai făcut prindeai? Era foarte mult pește. Prindeam și foarte mult pește. La noi nu era problema că nu prinde. Trebuia să prinzi mult, asta era. Ca și în competiție. Era o competiție.
pe timpul ăla, era și mult pește. Fără arbă. Da. Să prindea. Nu prindea toată lumea, dar noi... Auzi ce spune Viorel Doloc. Te salutăm, Viorel. Salut, așa Viorel. Este Cătălin. Și acum păstrez acel clopoțel de care ai spus. La Balta Fundem Frunzănești în 97 mi-a făcut și mie cineva. Eu îi am și acum. Am o pungă cu clopoții de aia. Nevastă mea se mi-a aruci. Când au apărut ouăle Kinder, am trecut deja la mai... Era... Deja mi-am făcut în ou Kinder. Am un Kinder găurit cu piuliță și în dulia aia. Și la gățeai Kinderul direct pe fir. Ah. Alt nivel. Și acum o arde lumea cu Fox, Mox, dai cu eu. Atenție, vreau să vă zic că a început emisiunea și n-am uitat. Dan a venit pregătit în această seară să-i facă un cadou lui Cătălin Borcan. Mersi, da, la... să-ți pătrezi Dumnezeu obiceiul. Dar sărim de... Mai dat nimic, da. Sărim de Cătălin. De unde ești, mă, că n-am este dat un cadou pentru voi, exact, urmăritorii noștri din această seară. Un cadou care chiar am rămas și eu uimit. Sincer, un cadou pe care nu l-am testat, dar cu drag aș fi vrut să-l testez. Dar sper că o să aveți voi ocazia și asta anume doar unul singur dintre voi poate câștiga în această seară un set de avertizori Tazura. Era să zic... Setul de avertizori pe care însuși Dan Mitrănescu l-a inventat, ca să zic așa, practic tot, nu Dan? Da. Să vorbim de un pic și despre și cadou, la... ca oamenii să știe ce urmează să câștige în această seară. Un set de avertizori, 4 plus 1, ce să zic, descrierile sunt... Sunt pe size, sunt pe nu prea îmi place. Că sunt delcime, exact așa au rotițele. Bun. Mai e până. Un cadou foarte frumos, oferit de Dan Mitrănescu în această seară. Atenție, știți cum se organizează concursul în cadrul live-urilor mele. Mai ales că această emisiune este una care conține plasare de produse și sponsorizată în același timp de susținătorii canalului Cârligului Gagiu și partenerii mei. Și iată un cadou foarte frumos. Dan, eu îți mulțumesc frumos pentru prezență în primul rând și în al doilea rând pentru că te-ai gândit și la urmăritorii noștri ca și așa ei să beneficieze de cu atmosfera pe care și noi o trăim aici în această seară. Se va pune o întrebare la sfârșitul live-ului, cine răspunde primul corect la ea, atenție, se va pune o întrebare din începutul emisiunii, așa că fiți foarte atenți și rămâneți până la final. V-am atenționat pe toți ca să existe drepturi egale pentru toată lumea. Cristian Isăilă, bun venit la plătică. Mulțumesc frumos, Cristian. O să răspund și eu? Da. Gata. Cristian, mulțumesc frumos pentru abonarea la canal. Nu o să-ți pară rău. Cu siguranță o să faci și un upgrade la abonamentul de pescar când vei afla că acolo avem minus 20% la produsele marca Vaboieru, un voucher în fiecare săptămână oferit de Marele Pescar de 100 de lei, un voucher oferit de Claumar Pescar în valoare de 100 de lei. Se vor face extrageri favorizabile pentru voi cei care aveți abonamentul de pescar. Îți mulțumesc frumos pentru susținere. Mai trăiește Vaboieru? Da, mai trăiește. În Căbești acum m-au uimit. Cât este abonamentul pentru a ajunge la grupul de WhatsApp? Andrei Balea. 30 de ron pe lună este abonamentul de pescar. Borcan, cred că și-a găsit cariera. Cristi Paraschiv. Cred că italianul nostru, Cristi, da, Paraschiv, Cristi, italianul nostru de la Balaton. Andan, ne întâlnim cu el la Balaton, numai că la nu n-am mai prins loc. Trebuia să fie un actor serios, vorbesc. Cine se pare locul? În două zile, mă. E un loc de clopoței, foloseam felie de cartof ca și bambina. Pământ, orice putem. Iată câte invenții. De ce nu vă vin ideile astea să vă înscrieți la concursul Pescarii au talent acolo? Cu tot ceea ce vă trece vouă prin cap, doar să faceți un videoclip scurt între un minut sau accept și cele mai scurte de un minut până în 3 minute maxim, să veniți cu ideile astea. Filmați-vă, înscrieți-vă pe www.cârligului-gagiu.ro. Acolo aveți secțiunea Pescarii au talent. Doar trebuie să vă scrieți datele, să puneți videoclipul cu talentul vostru. Iată că aveți destule, văd aici, nenumărate. Mai și aveți toate șansele să câștigați marele premiu. 5.000 de euro oferit de către Andu Gagiu. Mai ai apă în piscina asta? Mai este, da. Și eu cum crap să... Păi oricum, tu ai multe de pus. Tu ai putea să faci multe. Bun, să revenim la Dan. Andu, întreabă-l pe Borcan. Ah, tot pentru Borcan avem întrebări. De experiențele ce a avut pe...
Lacul Țibrinu din Constanța. Astea sunt târziu. Când ai fost acolo, Dan, și tu la Țibrinu? Da. Și eu am fost acolo, am învățat și eu primul pescuit la portbagaj. Într-adevăr, la Țibrinu am învățat. Eu am stat mult acolo. Pescuia de... Alea erau vremurile astea. Ne-am mai curățat de acele obiceiuri între timp. Da, eu unul, uite... Acum trebuie să fiu, ți-am zis, seara asta trebuie să fiu pe Boldești. N-am mai fost tot, 2 ani pe la Boldești. Tot pentru Elibera, nu pentru alt. Nu. Eu nu mănânc pește, decât șalău. Și când n-am timp să mă duc, să duce de cine îți dă și ție șalău? Tot timpul mă sună. Se zvonește așa prin car fishing-ul ăsta că ai fi tăticul șalăilor. Nu. Nu e adevărat. Somn. Pescuiesc la liber, pescuiesc la răpitor. Și la somn și... Ce înseamnă timp liber pentru tine, Dan? Tot timpul, adică. El este foarte ocupat. Deci vreau să zic că îți place atât de mult pescuitul ăsta la liber, încât ești liber tot am timpul. Am pescuit foarte mult la crap în competiții și nu mai am zvâcul ăla să-mi pescuiesc la crap și liber. Și la liber. El îl obosește pescuitul. Prefer, pescuiesc foarte mult la spinning. Eu am pescuit tot timpul la spinning, în paralel cu crapul. Chiar am făcut sport. Cum se numea lanseta aia de spinning borcan? Are chiar niște lansete fenomenale. Bașchie sau cum ziceați? Nu? Tot pe tazura am făcut lansete. Tot pe tazura? Da. Am lansete bune de spinning. Foarte bune. Chiar foarte bune. Fără glumă. Deci super. Adică, oricum la lansete, la mulinete, la astea, vreau să intrăm într-un detaliu din ăsta mult mai amplu și să ne explici acolo cum ai ajuns tu să gândești practic funcționarea ei, lanseta. Știu că ai fost printre primii oameni care a lansat castingul la noi în România. Da, primul. Nu? Castingul pentru crab, pentru pescuit la crab. Pentru pescuit la crab, da. Prim, eu am făcut. Cu regulament de pescuit la crab. Da, pentru că la momentul ăla voiam să vadă lumea exact diferența între lansete. Nu? Și trebuia lansat corect. În el stil... făcea concursul, eu făceam greta. Un pic mai încet ăla. Sau dă-l de tot încet. Da, și am schimbat lansetele, am schimbat mentalitățile la acea vreme. Acum din... Mai am o chestie cu... Un conceptul cu lansetele noi, scoase de 2-3 ani de zile, da? Greu se schimbă lumea sau ideile. Diferența este enormă între inele cu lansete cu 6 inele și lansete cu 9, adică dacă le folosești în paralel, îți dai seama de diferențe. Am fost obișnuiți într-un fel, e grea schimbarea. Mentalitatea mai mult, nu schimbarea. Cine a pus mâna s-a convins din prima. Adică eu sunt unul dintre ăia. Știi bine că am vorbit cu tine la Florin Mina, adică pentru că noi am pescuit cu inele de alea mici de la răpitor și știi. Diferența, da, înainte lansetele de spinning erau cu 6 inele. Nu mai există lansetă cu 6 inele în spinning. 10, 11 inele pe inelele mici și des aduc avantaje blancului. Nu știu de ce a stagnat la crap cu lansetele, cu 6 inele, nu știu, chiar nu știu de ce nu s-a gândit nimeni înaintea mea. Practic este singura lansetă cu 9 inele? Cu 9 am și cu 7 inele, cu 7 inele am ridicat puțin inelul de plecare și am mai eliminat un inel, dar ideea este aceeași, deci m-am dus pe vârf pentru că nu se îndoia cotorul foarte mult și n-aveam nevoie de inel aici. Cu cât sunt mai multe inele pe lansete, se dă valoare mai mare blancului. Adică, în momentul în care se îndoaie lanseta în aruncare, firul cumva iese prin inele. Așa, la mai multe inele... Silent, că dacă mai sunăm, tai ăștia. Urmează exact cum se îndoaie blancul. Aha, deci urmează fix curbura da, da, și nu se pierde. Adică în momentul în care tu te forțezi, firul iese din lansetă, în loc să preia toată forța, iese, e ca o amortizare și pe urmă arunci din forța, din elasticitatea lansetei, în loc să arunci din forța. Deci randamentul, de fapt ăsta este cuvântul fizic, randamentul este mai mic în cazul lansetelor cu 6 inele. Uh-huh. Pentru că forța ta nu se transmite în totalitate monturii. Aha. Deci să pună presiunea puțin mai mult. Presiunea pe montură. Da, o aruncă, deci se aruncă mai ușor. Face efect de catapultă mai mult de... Asta odată forța. În al doilea rând, revenirea lansetei.
e mult mai ușoară. E mult mai rapidă. Rămâne, da, se îndreaptă, pentru că da. Bătaia lansetei după aruncare e singura care diminuează real lansarea. Și intervine și... deci în lansare firul descrie niște bucle. Cu cât sunt inelele mai largi, acele bucle sunt se măresc mari. Și bat pe blanc. Și de aici și bucle pe inele și diminuarea aruncării. Păi foarte mulți dintre pescari spuneau că lansetele cu mai multe inele aduce un dezavantaj lansării la distanță, pentru că trecând prin mai multe inele îți ia din distanță. Nu. Este o mașină în față la tine aici și e pe locul la cineva. Ah, ok. Asta este o regulă a fizicii, nu are nicio legătură pentru a reduce amplitudinea spirelor de la inelul de 50 la 0, cât merge firul până aer, este nevoie de fix aceeași forță de frecare, indiferent câte inele sunt. Este o regulă, eu era o problemă în facultate, ne-a spus-o un simplă problema, adică nu era de facultate, dar e foarte relevantă, pentru a urca un deal pe serpentină sau de-a dreptul, întrebarea era când consum mai puțină energie. Deci ori pe serpentină, ori de-a dreptul. Răspunsul spune tot, e la fel. Coi pe serpentină și ai forță mai mică și distanță mai mare, coi de-a dreptul forță mare și distanță mai mică, produsul lor întotdeauna va fi același. Aha. Și cu inelele la fel. Să reduci mai mult, că de-aia și cu inelul de 40 se aruncă la fel de bine, dar e presiune prea mare pe el. Să reduci de la 50 cât are inelul la 0, ai aceeași forță de frecare întotdeauna. Pe inele, forțele suplimentare sunt astea de care spun eu. În momentul în care ai inelele largi, buclele bat pe mai blanc, mari și bat în blanc și o forță care se adaugă la această forță de frecare e o forță suplimentară, asta una, și se pierde din forța de aruncare în momentul în care se îndoaie bățul. Firul iese în jur de 25 de centimetri la o lansetă cu 6 inele, pe când la ale mele este doar 5 centimetri. Adică 20 de centimetri, e ca și cum ai da cu un înaintaș elastic. Și se pierde, forța ta se pierde în această întindere a înaintașului, iese din când se îndoaie, pe când la o lansetă care urmărește firul, aia preia tot și aruncă tot. Și dai, crește un pic viteza. Viteza, forța. Clar, de da, la tine da, este, da, deci, da, da. Se aruncă mai ușor. Mai ușor și asta, dacă arunci tu mai ușor, dacă folosești aceeași forță, arunci mai departe. Toți băieții care au dat cu clasurile vechi și au pus mâna pe un clas cu 9 inele, aruncă și mai ușor și mai departe. Și de aici era o chestie logică. Nu, și mie îmi pare rău că nu am descoperit-o mai devreme. O să mă chemi și de acolo. Foarte interesant. Pentru că, uite, toți eram curioși cum ai putut să ajungi la invenția asta mult mai multor era logică. Inele pe lansetă. Era logică. Nu erau, adică marile branduri nu aveau așa ceva. Și cum a putut să vină un român al nostru cu care ne mândrim, cu Dan Mitrănescu, da? Să aducă un aport în fața tuturor celorlalți giganți nu ai este... pescuitului. Am avut lansete de spinning cu șase. Da, nu e pescuit la spinning, da. Și acolo s-a văzut diferența, de clar. Deci de acolo da, cumva ți-a lanseuri, venit. Lanseuri cu același beț. Arunci, chiar mai mult. Da, dar ai revenire mai bună pe băț, ai semnal mai bun, rămâne mai bine după, revenirea e mai bună după lansare. Mm-hmm. Asta am observat-o, da. Clar, a fost o lansetă care... Dar, mult mai rapid, dar nu este invenția mea. Deși am făcut-o plecând de la lansetele de spinning și n-am martor, nu pot să dovedesc chestia asta, am zis că e new concept, dar în paralel este ideea Fuji, care... Aha. Ca Air Concept, mi se pare că se numește la ei, explică exact foarte bine căderea între inele, exact ce am făcut eu pe lansetele de crap. Deci dacă ne raportăm, ce zic ei pentru spinning, i-au făcut pentru spinning. Am pus eu pe crap, cădere între inele și pe urmă inele cât mai subțiri, mai mici și mai ușoare până pe capăt, pe zona de balans a lansetei. Wow, foarte... Da, deci nu este numai a mea ideea, este și Fuji a promovat-o pe inelele lor pentru lansetele de spin. Și o chestie fizică,
logică. Da, tu ai luat-o și ai pus-o pe bețele de crap. Atât de simplă, dar am făcut, invențiile mele au fost lucruri simple până la urmă, nu sunt, adică să bagi la o momitoră, dar care au prins foarte bine în, de-a lungul timpului. Și cu lansetele la fel. Dan, cum ai ajuns să ai o colaborare cu China, cu Hakuyo? Nu lucrez cu toți... China direct, lucrez cu, am parteneri chinezi. Pune-o cum aici. Cum am lucrat cu Dong, cu da, Hakuyo? Cu Dong, cu Hakuyo, da. Cum ai ajuns să te cunoști cu el și să lucrezi cu el? Să dezvoltați, practic, o... Era... un brand. Poate nu știți, eu am mai discutat treaba asta. Erau, acum 15 ani, poate și mai bine, niște băieți foarte bune. Se numeau MTX Pelzer. Aha. Firma Pelzer, dar făcea lansete cu denumirea MTX. Lansetele nu se vin, dar putem să vorbim de chestii, da, de firme, de amestecate. Putem să vorbim, da, pentru nu, că nu, este... adică să nu, da. Putem să vorbim, îl avem și pe Cătălin aici îmbrăcat. Nu se vinde, adică... Branduri. Acele bețe Pelzer MTX, făcute de o fabrică din China, au fost aduse și de Dong, se pusese praful pe ele, se vindeau, le vindea când le-am găsit eu, ieftin, erau sub... 200 de lei, o chestie de asta, 150 de lei, ceva de genul ăsta, erau prețul de magazin. Da, eu aveam o idee la momentul respectiv, tot pe în aceiași parametri pe care îi discutăm și acum, voiam să curăț blancul de toate lacurile, și de pe, pentru că vorbeam de o sculă de pescuit, nu de o împopoțonare a unei lansete, zic o curăț de tot ce făceam noi la spinning, Cătălin. Nu curățam, da. Găseam un blanc bun, îl curățam de tot ce avea pe el, îi puneam inele mai ușoare și făceam lansetă. Același lucru l-am făcut eu pe bețele de crap. Și atunci și acum. Atunci am găsit, aveam nevoie de un blanc bun. Prima dată, nu mă feresc să spun. 12-le ăla. Da, era... Nu știu că am avut și eu și babuierul și tu, da, aveam curățate da, și da, blancul era bun, da. Și am luat 6 lansete. Da, le-am curățat, le-am matisat cu ață de papiotă. Și Vasile mi se pare că a văzut unul și a fugit și a făcut și el. Și a făcut, da. Da, deci... Le-am Vasile, matisate cu ață de papiotă. Da, cum le-am pescuit cu ele, am trecut în delta. Da, deci așa am făcut eu prima dată MTX. În delta? Anul trecut? Da. Deci era un blanc de Pelzer, un blanc foarte bun. Lanseta bălângânea că era grea de la inelele alea. Erau 6 inele, dar cu 2 picioare. Altă greșeală a lansetelor de crap, 2 picioare, pentru că fragmentează curbura. Mă rog. Și da, de ce a plecat? Am găsit această lansetă, că de aici am plecat, la Dong, la Hakuyo. Uh-huh. Da? Și așa am început legătura cu el. I-am spus, uite, am invenție, vreau să investesc în ea, ai blancul ăsta, vorbești cu fabrica, vreau să mi le facă mie, că zic, e vreau, nebunia eu, mea așa. Și așa. Da? Da, și mi-a făcut primul lot de lansete. Și de aici am început să colaborăm cu mai multe. Am început să, tot ce aveam eu idei și astea, le spuneam și așa am început. Și practic să executa cam tot ceea ce tu gândeai. Era previzibil, mă, că la cât erau... chinezi a prins ăsta la viața lui. Am să prindă unul să se înțeleagă cu el. Da. Băi, teoretic ei trăgeau de mine, dar până la urmă eu îi trăgeam eu la... Marca, dar până la urmă ai găsit unul cu care să te înțelegi. Putem să dezbatem acest subiect, este unul da, foarte interesant. Da, chiar te rog, pentru că e foarte interesant. Relația mea cu chinezii, de care spune Cătălin, era una... Atenție, cei de sub apă, da? Cătălin se referă la cei de sub apă. Cu chine, da, cu crapii chinezești. De sub apă, cu la aia din Europa. Exact, da. Nu, la început în spinning, pentru cine nu știe, e vorba de prins crap chinezești cu jigul. Eu dădeam cu, spre deosebire de cei... Îl simt că i-a crescut prețul lui Borcan. Spune-le că chinezescu devine foarte agresiv în momentul când vede că da, bate twisterul, da, bate. Da. Și dă cu coada, și da. Atunci accidental el să da, eu prindeam cu twisterul. Deci tot ce am prins cu twisterul și care este un sport trebuie să studiezi foarte bine firul să nu înțepi în gol, pe când au venit alții mai rudimentari așa, cu lustră, prăjitură, au toate denumirile. Da, mă. Brighidea, câte sinonime avem la nu spune un aspect. Bașchie. Au început cu oasă, trag, chestii de-astea. Nu dădea cu oasă, mă. Da, mă rog. Da, vorbim de chestii de acum 20 de ani, 25, și mulți de ani. 30 de ani cred că sunt de atunci. Dar cu jigul, la momentul respectiv, era absolut legal, nu zicea absolut nimeni nimic. Da, de... pentru că tu erai privilegiat
pescuiei din barc. Dacă te puneam cu gigul să dai pe lângă mal, privilegiat. Deci te vorbești aici despre avertizorii tăi, Dan, da. Gata, mi-am luat avertizorii. De când aveam nevoie de avertizorii? Da, mă bucur că... Deci trebuie să stați atenți, atenție, trebuie să stați atenți până la sfârșitul emisiunii, pentru că ce vorbim acum, vă punem o întrebare la sfârșitul emisiunii și abia așa puteți să câștigați avertizorii dați de, oferiți de Dan Mitrănescu. Am X14.000, având rulmenții capsulați, au nevoie de vreo revizie? Da, după 2-3 ani e bine, la orice muline e bine să se facă o revizie. Uite, vine și un review deja despre senzorii Tazura, îi folosesc de un sezon și n-am ce să le reproșez. Andrei Chiru. Andrei Chiru este și el unul dintre abonații canalului Cărligului Gagiu. Mă bucur că este mulțumit. Și legat de produsele astea, nu se prea ține cont de garanția oferită de producător sau cea, întotdeauna se privește strict produsul și raportul calitate-preț, dar orice produs are în spate această garanție, care mai ales în cazul avertizorilor trebuie foarte bine luată în calcul, pentru că nu oricine schimbă avertizor și are grijă de ei. N-am la câteva seturi vândute. Dan, practic acum avertizorii ăștia pe care tu i-ai produs, da, și vorbim despre Tazura, ce model sunt ăștia? Tazura, primul model Tazura, o să mai scot un model la anul. Cu funcția de auto-mute. Asta este o altă invenție a mea. Sunt singurii, da, din... Nu, este din, invenție și este din practic. O am înregistrată la OSIM. Auto-mute e înregistrat. Oh, bravo, felicitări. Mulțumesc. M-am zis să mă protejez și eu puțin de chestii. Foarte bine, foarte bine și foarte bine. Eu sunt mândru că un român poate să facă asta. Și eu, din punct de vedere al naționalității, da. Da, da, nu m-am gândit la asta niciodată, pur și simplu. Îți dai seama, mai ales să-l am în seara aceasta aici la masă, lângă mine, da? Și noi am fost chiar și colegi de club la un moment dat și am făcut și primul pas spre campionatul național, mondial. Și a fost un loc frumos și mă bucur că a existat competiția din... Da. Ia uzi, lanseta Tazura New Concept se găsește doar în varianta de 4 lipși? Da, 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 da. Mamă, mie, este deci chat-ul mi se dă peste cap, îi dau refresh pentru că primesc foarte multe întrebări, primesc și în privat. New Concept sunt strict pentru maximă performanță, adică acolo le-am dus. Nu am făcut mai puțin de 4 lipși și nu mai vorbim de performanță, adică vorbim de alte chestii. Mai grea de 4 lipși, nu mai e prea tare pentru majoritatea pescarilor. Doar o chestie, nu a mai apărut status. Da, și de asta o țin aici la 4 lipși și e ok, da. Și e optimă, asta vrei optimă, să spui. Optimă, da. Da. Eu trebuie să văd puțin lucrurile și din punct de vedere comercial, adică optim. Aveam un comentariu de la Mihai Perianu și chiar vreau să-l citesc pentru că era exact a venit. Este, Mihai, înaintașul nu este din linia blancului pe segmentul de vârf. Uite, eu nu-l găsesc, vezi? Blancului pe segmentul de vârf face ca o parte a înaintașului. Ah, gata. Înaintașul nu iese din linia blancului pe segmentul de vârf. Tarsiunea blancului pe segmentul de vârf face ca o parte a înaintașului dintre mulinetă și inelul de 50 să iasă din linia blancului. Pe toate lansetele, deci practic vorbind, în testul, lanseta îndoită, în momentul în care ai o lansetă și îi pui un semn la vârf, da? Și o îndoi exact cum este maximul momentul aruncării, firul iese 20-25 de centimetri din inele, prin curbarea lansetei, pentru că segmentează fiecare acolo zonă. Da. Deci, da. Deci cum se îndoaie lanseta, firul urmărește și practic măsurat iese 20-25. De centimetri. La o lansetă cu mai multe inele, mai ales pe zona unde se îndoaie excesiv, pe zona de vârf, cu cât pui inele mai dese, cu atât urmărește mai bine blancul și nu mai iese. Iese doar 5 centimetri. Deci, cumva acea lungire de 15-20 de centimetri nu mai există. Acea lungire resimțindu-se ca o elasticitate în momentul în care dai. Elasticitate, efectiv se îndoaie, tu îndoi bățul degeaba, deci îndoi bățul cu forța ta degeaba, fără să transmiți mișcarea, forța plumbului. Da? Mai mult de atât, se poate judeca și invers. Lansetele de feeder, de exemplu, dacă le pune inele mai slabe, ar ceda. De ce cedează? Pentru că se îndoaie excesiv lanseta în zonele respective, dintre inele, și se rupe.
La feeder se pun multe inele. Altă chestie, comparativ cu feederul, feederul aruncă foarte bine. E vreo problemă care are inele de 4? Minuscule. Și aruncă, păi aruncă sute de cel metri. Cel puțin știu acum de la, deci acum de la Mihai, știu pentru că el și oferă lecții de casting cu feederul, s-au scris foarte mulți. Și zice, bă, sunt a distanțe atinse cu, ca și cu lansetele de crap, adică ating lansetele de 260 de metri. Și au de 4 mm. Da? Deci de la partea fizică, pe care zic că o știu destul de bine. Acolo e vorba de tehnică deja la lansetele de feeder să poți să arunci la distanțele astea. Da, trebuie, da, trebuie lucrat, trebuie antrenament. Corect. Dar și partea asta de lansetă, la început a fost numai teorie, după aceea și practică, am foarte mulți pescar cu MTX clasul vechi, da, cu 6 inele, care după ce au pus mâna pe un ăsta cu mai multe inele, au aruncat mai bine. Cristi Alexandrescu chiar îmi spunea, eu caut în momentul în care am nevoie să dau mai departe sau la nădit, nici nu se mai pune problemă. O iau direct pentru că eu sunt pescarul în măsură să spun Florin treaba asta, Moțian, pentru că am lansetele lune, n-am reușit să iau de la tine pentru că nu mai aveai. Da, și le-am folosit parul nea Florin. Eu pot să aduc orice. Eu pot să fac orice și cu 6 inele și cu 9 inele. Eu nu mai pot să fac cu 6 inele. Deci nu mai pot, efectiv. Perfect. Domnul Dan, am o întrebare, am primit-o eu pe privat. Da, vă rog, domnul Cătălin. Pe Dan, când scoate lanseta de 3,90 dintr-o singură bucată. Mă bate la cap cineva, știu cine este persoana respectivă, nu prea vreau să discut. Eu am avut lanseta dintr-o bucată. Da, e, 3,90. Cum adică dintr-o bucată? Deci, dintr-o bucată. Așa este. Așa este. Dintr-o singură bucată? Așa este. Am de la Zeta. Știi de ce n-am putut să fac? O viteză, mamă, fenomenală. Deci cu Vioară, cu Viorel, am călugăresc cu Viorel. Cu el am discutat ideea asta. Este unul dintre urmăritorii canalului meu, Vio. Da, este prietenul meu. Le făceam. Singura problemă pe care am întâmpinat-o și n-am putut să fac, să le fac, că le făceam lansete dintr-o singură bucată de crap. Le foloseau numai cei cu dube și cu cei care le puneau pe mașină. Da, că clar. Cine putea să le transporte. Păi și să spui că nu le puneau? Le puneau toți. Le puneau? Crede-mă, odată fabrica cu care lucrez nu are cuptor atât de mare și nici nu se găsește cuptor atât de mare. Să le bage deci, la copt. Deci, era un dichis. Care... Da, da. Asta, deci le făceam. Dintr-o singură bucată, pentru că în spinning, tot plecând de acolo, e diferență. Între o singură bucată și două bucăți se vede clar diferența. Am avut un lanset, dar nu știe. Dar cine vrea... Deci puteam... E singura tu chestie... Ești oricum un mister, mă, pentru noi toți. Cătălin Borcan e un mister. M-a așteptat două luni de zile până mi-a venit. Ce? Lanseta aia. A, lanseta. Era singura m-am avut și cea mai tare... Undiță de România. Nu, sunt aceleași modele. La tot așa, am stat 3 săptămâni să-mi aducă Moș Crăciun când avea Drillmania. Și m-a avut un Maverick Grizzly Millennium. Primul lucru, m-am dus cu ea la, cum îi zice, la probă. La probă. Am dat într-un crat de 9 kg. A plăcut în 7 locuri. Nu, am ținut de el să văd dacă pot să o rup. Că aveam garanție. M-am dat afară din pom. Mamă, și știi să dai, dacă vrei o rupi, da, nu, da, și știi să dai la pește și... Bine, cred că ai, la un moment dat ai reacția aia de a fi puțin să controlezi un pic situația, nu tragi de ea. Nu, îți intră în instinct și n-ai cum să rupi o bătel. Exact, da. Mi-am bubuit, într-adevăr, bubuit-o la țeapa aia. Nevrând, bănuiesc. Nu, nevrând, dar n-am avut ce să fac, eram în apă până aici așa. Nu o lua decât cu apa până la piept. Aha. Ai înțeles? Păi și ce, noiembrie, cum, adică cum mergeai așa și că n-au zis de gropi? De barcă știa de la mine. În rest era cu apa până la... cum a luat-o, mă? Cu apa până la buric. Cum a luat-o? Cu apa până la piept. Nu e așa. Adică așa se... Așa a, ăsta era markerul. Da, da. Ăsta era markerul. Nu era de nadă pe vremea aia, nu era de nimic. Cum a luat-o? Cu apa până aici. Băi, pe albele. Când ăsta dădea cu barca. Eu pe coadă acolo. Dar ce ai zis? Că e unica barca aia. Dar eu, în schimb, aveam voie cu cizme. Și apa era până la primăvara, tot peștele era acolo, în spate, în papurile de la cimitir. Păi era și peștele, eram și eu. Da. Și ne întâlneam la jumate pe un loc. Și dai, omul... Și care era mai câștigat? El, că se și uda acum ar veni. Aha. Nu, dar nu, că aveam neopren, mă, nu mă ardeam. Bine, dacă era cald, intra în fără alea. Nu prea transpiri neoprenul, adică nu e... Sau mai pus și viitorile, sau mai pus și cadrul de astea, accidente. Am un mesaj de la Vladimir Banu.
Hai să schimbăm regulile. Poate participa la concurs doar cei care au abonamentul Crapul de Aur. El este deținătorul abonamentului cel mai scump de la mine de pe canalul de YouTube Crapul de Aur. Este și singurul, Vladimir Banu. Și nu numai că e deținătorul abonamentului cel mai scump, dar este și singurul care și ajută fenomenul prin ajutor financiar. Jos pălărian, mă... Căruia chiar îi mulțumesc pe această cale și cred că i-am mulțumit în fiecare emisiune. Face un lucru bun și tu. Merită. Da. A trebuit promovat, s-a ajuns la promovarea exclusiv de produse, dar asta am vrut eu să fac, Dan, să promovez pescuitul, stilul tău de pescuit, stilul lui de pescuit. Exact. Ce ați făcut voi, poveștile voastre. Astea sunt frumusețea. Cumva m-am și retras din... Prea s-a dus totul către comercial. Eu niciodată n-am fost comercial, chiar dacă mi se reproșează sau că am interes cu competițiile. Nu, la competiții n-am fost niciodată îmbrăcat în halul ăsta. Pe mie mi-a fost greu să găsesc o poză cu tine. La culori mă refer. Așa. Adică, da, așa n-am fost niciodată să fac reclamă în competiții. N-am fost, noi glumim, nu am zis. Nu, să nu zici ceva că e... Păi nu, că am zis, meu. Am zis că ne-au invadat perușii când... Mai e Mamă, fii atent că a ținut o minte. Păi e bună rău. În zona spinning-ului să vezi tricouri. Da. Deci nici eu n-am fost... Am fost cu îmbrăcat cu Shimano, adică eu eram așa. Cum... Nu mai țin de ce catering am făcut noi la campionat în 2012. Noi am fost caterincă în general așa pe... Dar cum... ții minte că ne-am luat pălăriile alea de paie și, acum pe... și ne-am făcut deci coarda. Da, erau toate așa, coarda, neșu, ți-a cum era? Nașu. Nașu de la neș, da? Ce mai am avut o caterincă. Tu le-ai scris pe toate. Da, știu. Dan, am o întrebare insistentă din partea lui... Alexandru Simu, Sepi, care mă roagă și în privat și pe chatul de pe YouTube și spune așa: bună seara, este adevărat că Max și Petrică Bălan au tatuajul pe ei cu rețeta de mămăligă de la dumneavoastră și că Borcan este rețetarul? Mai mult, nu știu de Petrică. Cu Max, nu știu. Max era partenerul lui... Lui Max i-am spus mai mult cu, nu rețeta, făcălețul i-am spus cum să-l folosească. Cu sensul, cu rotația, cu atât, cam da. Atât. Să nu te taie. Nu se taie. Da. Petrică nu știu ce și-a notat. Petrică nu știu ce și-a notat, dar Max rotația la făcăleț și-a notat-o, sigur. Uite, Cătălin, ce vreau. Salut, Max. Da, nu știu. Mă, că n-am încredere. Prietenii mei, toți. Uite, Max. O secundă, Dan, te rog frumos. Vreau să răspund. Uite, s-au mai abonat încă câțiva membri la canalul de YouTube. Ionuț, membru timp de 6 luni la abonamentul de pescar și mulțumesc frumos, Ionuț. Mihai Mușii, bun venit la pescar. Mulțumesc frumos, Mihai, pentru susținere. Radu Stănilă, bun venit la pescar. Mulțumesc frumos, Radu. Codruț Biriș, bun venit la pescar. Iată, am să vă rog pe toți cei care v-ați abonat la abonamentul de pescar să intrați pe pagina de Facebook Ligului Gagiu și acolo să-mi lăsați datele dumneavoastră, nume, prenume, nickname-ul de YouTube și numărul de telefon pentru a vă adăuga în grupul de WhatsApp, unde cu siguranță veți avea acolo mult mai multe beneficii decât le avem până acum. Mulțumesc frumos! Like, like, like! Da, nu uitați de like, e gratis! Trebuie cineva... Borcanul unde este berea, dacă bea suc. Bea suc, Borcan? Da, sunt sub tratament, sub observație. Iau 9 pastile pe zi, deocamdată facem o pauză de bere. Viorel, sunt puțini care au dubă pentru pescuit. Vorbeau băieții între ei aici de lanseta de 3,90 dintr-o singură bucată. Pentru performanță maximă și o făceam și pe aia. Chiar dacă nu era o chestie comercială, să într-adevăr, sunt puțin pescari care își permiteau să... Dar o făceam și pe aia ca să fac maxim. Eu nici nu pot să-mi închipui acum cum să dai cu 3,90 într-o singură bucată, adică e par. Eu cu Class New Concept consider, pot să fac orice în fabric, orice. Consider că am făcut maximum pentru lansetele de craft, Class New Concept. Dacă o făceam, aia este peste, nu pot să o fac. Nu pot să o fac că nu au cuptoare. Uite, cred că e și o lansare de provocare pentru tine din partea lui Viorel Doloc. Este clar, Dan, trebuie să organizezi un concurs de casting cu lansetele ce au 9 inele. Am gândit și treaba asta. Da, e în calcul.
Dar a fost perioada cu pandemia, cu și nu am avut chef de... Bune clasurile acelea. Spune, vechi, da. Da, pentru gama... Au fost și rămân încă... La fel, peste sunt... Mihai Marin, da, sunt clar informații poate pe care Dan nu a reușit să le, să le dea până acum și le dă în premieră, în direct, sunt într-o emisiune. Nu mai pot și eu să le spun, le-am spus 20 de ani. Vă mulțumesc vouă că sunteți alături de noi și primiți informațiile astea. Iată ce face Cârligul lui Gagiu pentru voi. Spune, presimt că vor crește vânzările la lansetele Tazura în urma explicațiilor lui Dan. Eu vreau să crească pescuitul, nu vânzările. Nu. Să pescuim mai bine, să suntem pe locul 2 mondial la... La egalitate de puncte, la da? La egalitate cu locul, cu 1. Locul 1 la crab, pescuitul mondial pescuit, al tuturor timpului. Pescuim. Că s-a câștigat acum tot cu nada... Ritmul pe care l-a... Suntem, da, la un nivel... suntem, da. Păi asta înseamnă performanță din partea echipelor noastre, da. Băieților noștri. Putem. N-au câștigat același club an la rând. Diversi pescari, diverse cluburi au câștigat. Suntem, da? Știm pescuit, știm pescuit la crap și ritmul din, din competițiile noastre nu-l găsești în niciun loc. Și... nimic. Deci suntem la alt nivel. Chiar dacă suntem la egalitate la primul loc din 25 de națiuni sau 30 de națiuni, nu știu câte sunt în clasament, pescuim mult mai bine decât Africa majoritatea. Africa de Sud au avut atunci, aveau și 4 ani la rând. A fost conjunctura, da. Dar nu, cu același lot la noi se schimbă băieții. Și avem mulți, avem mulți pescari, multă competiție. Uite, acum e finala campionatului și, dacă, și nu are nicio treabă. Păcat, nu păcat nici că nu se promovează, trebuie să se vadă finalele astea. Sunt mici probleme pe acolo, păcat că există aceste probleme. Eu m-am retras din competiție tocmai de asta. Pentru că se joacă pe ascuns și nu... Nu mă duceam acolo să Bă, fie ceva... Stai să mă întreb pe mine, suntem mult în urmă la ce se joacă acum la campionatul național față de ce se juca 2012, 13, 14, când se juca la Borgu. Da, era campionat da. Național. Pe de ce? De ce? Păi tocmai, a scăzut valoarea campionatului național pentru că oameni de pescuit se duceau acolo pentru ambiție. Nu se duceau să se plimbe. Da. Uite, deci avem aici o menționare. Salutare, am Basia, am un Power Aero. Dar am luat și Tazura MGS 14.000. Pe Varlam, doar pe mulinetele alea iau. La plantat sunt brici. E și cu talent odată. Orice produs Tazura e livrat cu talent cu tot. Nu? Ce vor avea în plus avertizorii Tazura următorul model? Vor avea în plus un minus prețul. Fac și un model mai ieftin, simplu, fără funcții, 300 ceva de lei. Garanție. Deci, a, deci același model, dar nu, fără nu, funcții. Asta nu, nu, e standard. Asta e modelul de top al tău. Da, rămâne o carcasă normală, mai puține funcții, simplu, la obiect și consum redus de baterii, chestii de-astea. Vreau să vă zic că ce m-a uimit pe mine la avertizorii, tu i-ai văzut, i-ai probat avertizorii? Da. Uite, chiar vreau să le arăt, pentru că e un cadou foarte frumos oferit de Dan în această seară. Și m-a uimit faptul pentru că fiecare funcție de pe avertizor este indicată de avertizor. Și când deschizi avertizorul? Deci, și când deschizi avertizorul. Indică nivelul bateriei, da. Indică nivelul bateriei 8 da. Din 8, nu? Asta, da, că pe 8 baterie. Mergem la toate. După care avem așa. 8 trepte la volum. Aici este sensibilitatea. În funcție de numărul de sensibilitate care ți-l indică butonul, se umple sau scade. Pe timp de noapte nu se vede numărul. Nu se vede numărul și am zis assist cu LED-uri. Full sau... Asta nu are nimeni. Deci asta a fost ideea. Asta nu are nimeni, Borcane. Asta m-a uimit pe mine când a venit asta și am făcut proba la ei. Mai multe chestii. Uite, de exemplu, ai volum 8, da? 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1 și 0 și se stinge. Dar peste astea sunt, da. Asta e o chestie. În natura meseriei, el ți-a spus, are timp liber. Sunt mult, toate funcțiile. Iată un cadou minunat pentru voi, da? Celor de acasă. Minte odihnită, nu știu dacă am inventat altceva, nu știe nimeni și n-aș vrea să pun. Am inventat o mașină. Mașina de... O știi pe aia, nu? Care nu știe nimeni. Eu eram... Păi nu e public. Nu e publică. Mașina de tăiat sârme știu, pentru da? Momitoare. Ai, mă? Da. E inginerie acolo, deci, nu am întoarce, îi fac direct sârmele doar să le bagi în O să ți arăt, am un filmuleț când, dar nu se poate pune la bănesc. Deci nu-l punem. Da, poți așa, nu vreau să rămână. Păi nu-l punem atunci.
Nu, să nu se vadă în detaliu niște chestii pe acolo. Dar nu se vede. De la zero și automatizată făcută de el, adică nu... O să caut și o să... Nu, e că după aia există anumite, multe tehnici există pe internet în care deci sârma, s-o fură, eu, dă sârmele de la momitoare le tai automat. Pun 200 de kg de sârmă și le tai într-o oră, deci sunt tăiate tare. Și îndoite și totul și de remontat. Deci mă, hai că până la urmă, titlul pe care l-am dat nu a fost unul exagerat, pentru că nu le-am făcut. Degeaba, nu n-am făcut-o. N-am făcut-o. Cum a trebuit, e totul separat. N-am făcut-o pentru note și pentru funcție, am făcut-o ca să învăț ceva de acolo. Stai liniștit. Altfel nu. Da, mi-au plăcut. Salut, am făcut un semidesen cu ce explică Dan în legătură cu ieșirea firului. Dacă îmi permit, o să trimit și link-ul. Twist bam. De ce nu? Dacă tot ai făcut desenul ăsta, filmează-l. Filmează-te în momentul în care faci desenul acesta. Intră pe pagina www.cârligului.gagiu.ro, ai secțiunea Pescarii au talent, doar trebuie să completezi formularul de înscriere și puneți acolo videoclipurile cu voi prin care vă arătați talentul, prin ceea ce credeți voi că puteți să îl comparați cu un talent. Mamă, și acum încep aici foarte multe întrebări. Vreau să, mai bine, le retrag pe ale mele pe care le-am să ți le pun ție, Dan, și vreau să comunicăm mai mult cu lumea și cu urmăritorii noștri. O singură problemă are tazura clas. Se demufează după 10-20 de aruncări. Aia depinde. Păi demufarea se întâmplă la orice lansetă. La orice lansetă și depinde. Ori se strâmbă, ori se demufează. Da, sunt izolate problemele. Noi, cei care facem foarte multe lansări în competiții, cred că și verificăm obligatoriu, toți verificăm, se verifică. Contează mult și, și greutatea cu care arunci. Este principala cauză de rupere a lansetelor, neverificarea mufei, mai ales în situația în care se pescuiește foarte mult. Nea Dania a tatuat rețeta de mămăligă chiar și lui Mădălin Dârlă. Mă bucur să știi, mă bucur că să... Dârlă este un om extraordinar, un om senzațional, care să știi că în emisiunea cu el a recunoscut și a spus că mămăliga pe care a învățat-o și rețetă și tot și absolut tot, școala de mămăligă a fost luată de la tine. Dar și elevul a fost așa conștiincios. Nici mămăliga nu le-a dat. Le-a dat rețeta. Bă, au furat. Aia. Au furat tot. Au furat tot. Au furat cu praful de stele, cu ai... Da. Opa, adică, stai așa. Da, mai sunt mai, niște... Dar nu puteam să le dăm tot, știi? M-au învățat. Am învățat și mă bucur tot. Că face coincidența e că toți sunt... Dacă pierdeam rețeta în defavoarea unora care nu meritau, îmi părea rău. Dar... absolut toți. Și Johnny. Și Johnny, și Mădălin. Și Mădălin. Toți. Max, acum face bine. Și pe... Uite, unul dintre urmăritori care se pare că a avut cam toată gama de lansete pe care le-ai avut tu. Am avut MTX 8, MTX Top, MTX Class Black Edition, dar MTX Black Edition New Concept este mult prea greu de încărcat pentru mine, pentru el, la 4 lipși. Poate o face domnul Dan la 3,75 măcar. Am să explic situația asta. 3,75 merge, adică acele 9 inele își pun valoarea numai în situația unui aruncător care poate să arunce cu 4 livre. Carin. Nu e necesar o lansetă cu 9 inele pentru cineva care nu poate efectiv să încarce o lansetă de 4. Da, sunt, de exemplu, o lansetă permisivă este clasul simplu, tazura clas, care se încarcă ușor și se aruncă foarte bine cu ea. E cu 7 inele și e o lansetă puțin mai permisivă decât clasul New Concept. Clasul New Concept are alb blanc, este tare blancul. Tazura clas simplu are undeva la 3,75 și se încarcă mult mai ușor. Andu, poți să-l întrebi pe Dan dacă poate face lansete custom și cum pot lua legătura cu el pentru a discuta date tehnice. Este Vladimir Banu, omul care susține proiectul meu. Am multe cereri pe chestia asta, nu m-a interesat pentru că nu pot nici eu să fac față în toate domeniile. În momentul ăsta am un prieten cu care lucrez, m-a ajutat pe mine cu o problemuță, am avut un lot cu niște lansete cu probleme, a trebuit să le schimb inelele și există varianta asta să luăm legătura cu prietenul acesta al meu. Lucrează foarte bine, dăm jos inelele, le punem cum vrem, se poate face totul fără probleme. Deci iată, Vladimir, fără niciun fel de griji, eu îți voi da numărul lui Dan
și, da, sau și vei lua numărul, legătura cu el. Numărul de la magazin și... Da, cu, da, oricum găsești peste tot detalii despre Dan. Doar să scrii Dan Mitrănescu și o să faci același lucru care l-am făcut și noi. Am găsit poza cu el pe profilul de Facebook. Puține și a fost foarte bună, foarte puține poze, dar pe site ai tot ce trebuie. Am fost interesat de promovarea asta din poze și am pierdut mult. Financiar am pierdut, pentru că n-am fost atent niciodată la partea comercială a lucrurilor. Pe undeva a fost mai bine, pe undeva am fost eu și poate asta a contat pentru mulți. N-am venit la concursuri niciodată branduit cu Tazura, cu Hakuyo, cu tot ce am promovat. Nea Florin. Dulamita Viorel Constantin, vă salut cu drag pe domnul Dan și pe Cătălin. Nea Vio Dej ne-a salutat în privat. Salut. Nea Vio, i-am dat în privat linkul, cred că nu aș să intre pe YouTube. Și apoi cuptoarele în care se fac poleurile de rubeziană, cred că acolo se poate face. Vine cineva cu o părere. Cotor de rubreziană? Da. Pe ce lungime are cotorul de rubreziană? Păi să ne spună, dacă sunt curios. Da, uite, o întrebare la sfatul tău. Salut, îl dețin de un an de zile, încă rezistă bateriile lor, ca și funcționare sunt top, recomand. Cred că se referă la avertizori. Da, nu, pentru mine sunt subiect încheiat legat de calitatea lor, pentru că... Deci, dacă nu convine ceva, întotdeauna am schimbat, am reparat, nu se pune problema de... Adică să... Vlad Des, unul dintre urmăritorii canalului, la fel, dacă ar reuși să imite sunetul avertizorilor Fox, ar exploda vânzările cu siguranță. Majoritatea cumpărătorilor acelei mărci și achiziționează acei avertizori, în special pentru sunet. E sunetul ăla apăsat. Bănuiesc că-l știi. Da, mă, lasă-mă că am fost, acum, ultima oară când am fost la cenușarul, dar ați fost lângă mine, avea și voi Fox și eu Fox. Și în dreapta tot Fox și când trăgea unul cu geamul ăla. O să încerc, am... Uite, vine cineva și spune, praful de stele se aruncă la sfârșit în ceaun. Da. Da, asta e invenția cu praful de stele. Care e treaba cu praful de stele? Nu putem. Descriu așa un pic. Da, mă, e un praf. E un fel de salt B sau la ce? Praful de stele. E o chestie care se pune așa, dar la sfârșit toată lumea face mămăligă. Dar toată lumea trebuie să aibă subconștient că mai trebuie ceva. Trebuie să fie și ceva. Și ăsta e praful de stele. Deci, pe mine personal, lumea, dumne, ai cu Mitrănescu. Și băgă, dumne, că să mă uite la corb. Sunetul ăsta. Asta. Atenție, este sunetul pe fundal. Pentru. Ăsta e un sunet mai apăsat. Da, ăsta e sunetul pe noi avertizori, pe ce e fine. Deci, iată, asta în premieră avem și sunetul avertizorilor noi, un pic mai apăsat. Se apropie de adevăr și de cele cerute de voi. Da, e ultima grijă mea cu sunetul. Într-adevăr contează, dar m-am interesat în primul rând funcțiile importante, adică o să facă distanța, acolo, consumul mic, biserică, să nu... Rola cu ax metalic... Rola se învârte pe un ax metalic, nu are umerii aceia de plastic la avertizorii normali cu care în timp se uzează. Da, am vorbit de lansete, am vorbit de avertizori. Poate nu atât în detaliu cât ar trebui să vorbim un pic mai mult despre avertizori, dar imediat după o scurtă pauză de aproximativ 3 minute, că la mine pauza nu este foarte mare, publicitară, cât să fumeze și Cătălin o țigară, două, am să vreau să intrăm în subiectul mulinetelor și avertizorilor în detaliu un pic. Imediat după scurta pauză. Să intrăm în detaliu despre domnul Cătălin, dacă se poate. E mult mai interesant. Să intrăm și despre mine, el. Intrăm și despre el. Nu mai văd că eu sunt rablă. Păi nu, că eu aici vreau să văd cu ce vine el, știi? Cu aportul lui. Amintirile. Pentru că vrem să discutăm un pic după aia și de poveștile. Mi îmi pare rău că și Florin. De ancoră în ancoră, adică, da? Adică ieșeau niște discuții între ei. Nu avea... De pescuitul la somn cu cloncul, pentru că iată, e teritoriul lui, nu mă bag. Nu, acolo e, nu. Unde știe? Da, de ce? De ce? Și stropitul pe ochi e destul de interesant. Când a pus prima dată pe mâna pe clonc, eram la Tâncăbești și avea Florin un clonc pe mașină. Și hai să-l folosim, să dau și eu. Și când s-a pus, era ud tot pe ochi, de ce? Da, pentru că
Erau valuri, da, și vând și da. Nu mă, aveam probleme de la Cobra da, și... Da, 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 chietura și zic, bă, oprește-te. Bun, deci o să auziți și povestea cu Cătălin Borcan, ud, zica până picioare, la prima lansare cu cloncul, da? Imediat după o scurtă pauză. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, vă mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la canal. Nu uitați să vă înscrieți și pe site-ul www.cârligului.gagiu.ro, în secțiunea Pescarii au talent. Formularul de înscriere, un videoclip cu ceea ce credeți voi că aveți talent și de ce nu, va fi un pas spre cei 5.000 de euro oferiți la locul întâi. Ați făcut accident? Apelați-ne imediat și trimiteți-ne locația. În cel mai scurt timp, un inspector independent se va deplasa pentru a vă ajuta să faceți constatarea amiabilă și să fotografieze avariile existente. Boom Car Service deține contracte cu toate societățile de asigurare, iar inspectorul independent este autorizat să evalueze dauna, indiferent cine a emis polița RCA sau casco. Noutatea constă în faptul că acest birou mobil vă pune la dispoziție la locul accidentului toate operațiunile necesare, eliminând obligația de programare și deplasare pentru întocmirea dosarului de daună. Dacă mașina dumneavoastră nu se mai poate deplasa, o chemăm pe loc o platformă. Aceasta poate aduce un autoturism de schimb cu care veți pleca imediat mai departe. Mașina dumneavoastră va fi transportată pe platformă la service pentru a intra cât mai rapid în lucru. Toate aceste costuri vor fi decontate de asigurarea RCA a vinovatului, fără să suportați nicio cheltuială în plus dacă mașina vă este reparată la Boom Car Service. Făcut accident? Apelați-ne imediat și trimiteți-ne locația. În cel mai scurt timp, un inspector independent se va deplasa pentru a vă ajuta să faceți constatarea amiabilă și să fotografieze avariile existente. Boom Car Service deține contracte cu toate societățile de asigurare, iar inspectorul independent este autorizat să evalueze dauna, indiferent cine a emis polița RCA sau casco. Noutatea constă în faptul că acest birou mobil vă pune la dispoziție la locul accidentului toate operațiunile necesare, eliminând obligația de programare și deplasare pentru întocmirea dosarului de daună. Dacă mașina dumneavoastră nu se mai poate deplasa, o chemăm pe loc o platformă. Aceasta poate aduce un autoturism de schimb cu care veți pleca imediat mai departe. Mașina dumneavoastră va fi transportată pe platformă la service pentru a intra cât mai rapid în lucru. Toate aceste costuri vor fi decontate de asigurarea RCA a vinovatului, fără să suportați nicio cheltuială în plus dacă mașina vă este reparată la Boom Car Service. We'll be right back.
pe cine. Bună seara și bine v-am regăsit. Iată, pauza a fost atât de scurtă încât Cătălin n-a reușit să-și tragă oxigenul necesar, n-a reușit să-și tragă nici suflul. Am revenit alături de voi pentru că în această seară, o seară de altfel minunată și de ce nu deosebită pentru România, având în vedere lipsa lui Dan din publicitatea media, emisiunilor, lipsă care nu s-au mai făcut la noi în țară. Și mă bucur pentru asta că ești alături de noi în această seară, Dan. Vreau să știi că ai fost încă de la începuturile Cârligului Gagiu, ca și emisiune live, până ce au înțeles urmăritorii noștri direcția în care eu merg cu emisiunea, ai fost cel mai dorit. Da, om. Mulțumesc. Mulțumesc. În fața camerelor. Cel mai iubit dintre pământeni. Da. Da, deci devenit o curiozitate atât de mare, mă întrebau, chiar ai văzut și practic și copiii mei stăteau în ce și te uitau la tine, știa numele Dan Mitrescu și vrea să te studieze, da, băi, ia să-l văd și eu pe Dan. Da, mult, l-au căutat și ăștia de la Port Hub. E nebunie mare, că Dan Mitrescu ești nebun. Da, și la manifestație a fost. El m-a găsit. În ideea Port Hub, el m-a găsit. Da, pe el m-a găsit, da. Da, m-a găsit repede. E foarte popular. Bun, să luăm, să fac avertizor care trimite notificări. Mamă, uite aici o provocare, Alexandru Popescu. Să fac avertizor care trimite notificări și sunetul direct pe telefon. Că tot stăm non-stop cu telefonul fost, în mână. Au fost inventați, nu sunt pe segmentul meu. Eu fac avertizor pentru pescuit. Ai putea să pentru cel care stă cu ochii. Alexa, tu e asta. Apropie peștele de momitor, nu te-ai gândit? Rămân pe pescuit, nu pe... Da, da, eu să știi idee, că eu am creat și o mică povestioară aici pe Facebook, unde am lăsat liber în urmăritorilor noștri să ne pună întrebări pentru voi doi în această seară. Ce l-a determinat Cosmin Radu? Ce l-a determinat să-și facă propriul brand de pescuit, lansete, mulinete? Da, nu, e o poveste aici, am primit întrebarea asta, este așa zisa ruptura mea cu Hacu, eu nu există nicio ruptură, am lucrat ani de zile buni, frumoși cu Hacu, eu datorită că lumea se adaptează în general așa și au apărut anumite, nu probleme neapărat, dar... cum să spun, nu mai puteam eu, ce făceam eu, ce produsele pe care mi le făceam eu pe Hacu, eu le doreau și alte magazine. Eu nu pot să... Să împarți. Nu să împart. Eu în momentul în care comercializez ceva, țin o garanție, am grijă de lucrul respectiv până la capăt. Mă respect, nu fac compromisuri, nu sunt genul care să vândă ieftin doar de dragul să vând, adică cu adaosuri infime, nu... Am adaosurile decente, da, și ajungeam în situația de garanții, de prețuri infime, de dragul de a vinde și nu sunt ăla care să stea să studieze oferta, cu cât vinde ăla, ce face, și aveam de pierdut. Și am separat lucrurile, alte magazine își doreau să aibă MTX 14, acum nu-și mai doresc, nu știu de ce. Da, și le-am separat puțin și asta e, nu mai Dan vrea să fie un om serios, dar... Nu reușesc. Îi mai dă borcan de gol. Îl mai dă borcan de gol. Nu, e foarte serios. Din punct de vedere al... E foarte serios. Zi, Cătălin. Da, mă, el e un om foarte serios. Nu. Știi ce fac ăștia serioși? Da. Se mai odihnesc în timpul liber. El are minte odihnită, mă, tot timpul. El se trezește mâine la 10, da. Să uită, vede dacă bate vântul, nu bate vântul. Are barca pe peridoc. Și hop mașina de tratat. Peridocul. Și hop încă o invenție. Și așa vine la mintea asta. Și așa stai și te... plimbă pe apă, el plimbându-se. Mai ales că nu prinde pește. Gândește, că nu prinde pește. Era când nu prinde pește, gândește o invenție. Era prins, nu știu, că toată ziua. Adică cum să plimb toată ziua o... Un om inteligent. Dar ești abonat cumva la Cătălin Borcan și știi. Prietă, la mine vine informație. Ba, da. Trebuie să știi. Da. La capitol, da, are două mari calități. Ce se bază de date. E hardul pescuitului la crap. Trebuie să știu, da, deci la crap nu mai pescuit. Mama asta e bună. Deci când hardul ai prins pescuit. Ultimul, spune-ne și nouă, când ai prins bă, mine ultimul întreabă... crap la liber? La... De plăcere, bine, în concurs nu mai, că între... n-ai mai fost de mult la liber. La liber, așa. De gură? De gură, nu, din amintiri.
Nu-mi povesti de old, de... De curând. De gură, zic. Păi de gură, mă, că a. Nu suntem la... A, nu suntem la... Nu. Da, sunt... Nu, am mai prins. Am mai prins. Fără glumă, păi, am mai prins. Am, nu pot să spun că dacă spun... Eu cred că tu nu mai știi să bagi nici cocoloșinac. Am filmări. Am filmări. Mai știi pe ce parte să bagă cocoloșii? Am filmări, ai, le arăt. Ai. Nu le-am arătat la nimeni. Păi știu, eu le știu și că la mine rămân... Dacă îi arăt, transpiră și ma. Deja le ia cu febră. Da, mamă, pentru, da. Bănuiesc pe unde sunt filmările și perioada. Da, da. Știu. A dat drumul la hard acum, la search. Știu, da, știu, deci nu, m-a băgat în anchetă. Anchetă. Mm-hmm. Știu, da. Știu, și... știu. E greu că dar are acces acolo. Eu dau când se prinde, nu dau când nu se prinde. Auzi, auzi? Are acces acolo când alții n-au? Nu, e pe acces, nu, e pe cunoștințe. Mm. Da, mă, e frumos și eu mi-aș dori să văd crap din aia de 20-30 de chile că se întorc așa pe lângă bac. Mamă, da. Care a fost cel mai mare mulți, crap prins mulți. De tine? Ăla din poză. La în competiție. La în competiție pe Corbu, a fost ăla cu Nea, da. Cu Nea Florin și cu Adi Vișan. Când n-am mers eu. Domnul președinte de la da. AGV peste Adi Vișan. Vicepreședinte. Președinte, nu știu. Secretar, secretar. Salut, secretar, Adi. Nu știu. Salut, Adi Vișan. E prietenul nostru. De la fabrica e... de noadă. De nadă. Mamă, ci că da, ar fi o treabă când îți trage peșele să înceapă circul, telefonul, stația, avertizorul, ceasul, lampa din corp, toate încercă orele să se aprindă. Urmă și nevasta, da. Pentru că ți-a tras la lanseta, noi ce faci, bețimile? Da, și să vină și alea, tuia cu Alexa, cu toate becurile de acasă, cu toate... Da. Alarma de la centrală, da, alarma de la, aia, toate alea pe telefon. Tot nu, din nu, partea nu. Lui Doloc Viorel, o întrebare, câte invenții are Dan în domeniul pescuitului până în momentul de față? Mult. Nu le-am, cine le-a numărat? No, nu știu. Dar sunt atât de plăcute și multe nu se cunosc. De exemplu, ceasurile alea patru pe care alea patru vede... care le lipim noi cu scoci. Da. Eu le-am inventat, da. Eu am fost primul. Înaintea mea, la Rudeanu am auzit, era cu caiet. Și le notea. Și le nota, da. Și nota când îi trăgea. Ceasurile alea, la ce era. Deci nu chestii comerciale neapărat. Pe urmă, Mamaliga în competiții. Eu am inventat-o. Tot a fost, se poate zice, invent, nu că mă lau cu ideea de invenție, dar le-am făcut pentru mine și s-au extins și au prins bine. Adică au învățat. Bobu mic. Dan, dar informația, de unde ajungea la tine? De unde trăgeai tu informația asta? Din necesitate, nu erau informații. Deci, adică, practică. Păi, dacă invenție nu o luam de undeva, era... nevoia de... Ne-am lovit noi de ele, mă. Adică adunam în... Asta cu cârligul mare ne loveam de ea, că dădeam cu cârlig mic, îi băgai cocoloșul mic și te nepudea carasul. Și îi luai caras. Ia uite, și când îi băgam cu iul de doi și băgam atâta cocoloșul... Nu mai era nimeni. Nu mai era caras, dar și era crap. Când venea crapul... Bine, cearta mare a fost când ne-am cunoscut în competiții, mi-a venit cu niște ace de 4, niște ace uite, de 6. Uite, altă chestie care nu vorbește nimeni, eu când am văzut prima oară, la moară, noi am fost primii din România care am pescuit cu 0.18. Nu, am fost primii din lume care am pescuit la crap cu 0.18. Cu 0.18. Și... Atenție, fir principal? Da! 0.18? Da! Da. Păi ne-am pescuit mult timp, până și pe corb, până... am pescuit ani de zile cu 18, noi cu 18. Deci pescuiam. Prima dată și când... A încercat-o nebunul. Și cu 16 13, cu 16. Bă, dacă nu puneai, dacă nu puneai stop pe fir la timp, nu mai puteai din pământ, da. Și întotdeauna de-aia nu m-am dus eu la castinguri și n-am avut nevoie de... Câștigi 7 metri cu o sutime. Deci dacă am peștele ăla de care amintai și e în poza aia, cel mai mare pește și am câștigat și concursul. 30 sau cât a avut. Deci 29, am câștigat și sectorul, ne-a dat domnul Cârstocea jos pălăria, deci... Ce a făcut omul ăsta pentru car fishing-ul din România, păcat că am s-a retrat. Că de la anul se întoarce, da, ar fi perfect. Se populează ar fi. 16 tone, ar fi cazul, da. Deci am câștigat. Ne e dor tuturor, adică toți pescarii. Am câștigat acel concurs, sector, captura concursului și premiul suplimentar de 1000 de euro pentru crapul aprins. Am pescuit și am prins tot peștele pe distanță, pescuiam cu 0.18, în condițiile în care lângă noi a pescuit Iohan. Da. Dacă se prindea că noi pescuim pe distanță, nu mai câștigam nimic, că dădea băiatul mai tare. Adică Iohan dă mai... tot timpul când îi prindeam pe lângă noi, știi ce le făceam? O aruncam
120-130 de metri, aruncă și ei. Și pomă, când ne uitam și nu erau atenți, eu scoteam repede aia pe blat, ăsta era pregătit, sau deja, roșu, da. 0-18 solubil, de 24, mamă. Deci ziua pescuiam, da, numai așa. Deci și pescuiam fără să ne știe. Și gândește-te că noi nu știam de montura elicopter, noi pescuiam, nu știam inline, pescuiam. Era inline, nu știam. Băi, noi la vremea aia. Da. Nu amnezia, inline. Ceam pe corbul, cu firmoale. Hai să vă mai spun o poveste. Pă, putem să o spunem, nu cred că e pe corbul, la un campionat național. Eu cu Florin pescuiam cu 18 pe distanță. Eu eram pe aur și corbul, fiecare sector cu strategia lui. Corect. Eu eram bine pe aur, eram noi amândoi. Nu eram cu Piticu. Cu Duță? Cu, nu. A. Taximetrist. Da. Nu eram bine. Cu Mari Piticu. Cu Mari Piticu. Florin, pe B urcam nasol. Pe ce ori mergeam, nu mai e la acolo. Zic, bă, Florin, nu, dacă nu mănâncă, vorbeam la telefon. Da, încearcă pe aia cum facem noi. Bagă și tu tare. Tare 18, da. Eram la campionatul național, nu privat. Până atunci a fost perioada de început când s-a băgat pește și mânca pănată și se învățase peștele cu regimul de... Se speriase, adică se speria când începe. E, și a băgat Florin și după locul 16 cât era pe sector, nu mai putea să răspundă la telefon, pescuind izolat. Vreau să mă laud puțin și cu această invenție. Te rog. Pescuitul izolat, tot noi l-am făcut. Adică fir de 20, când spui fir de 20 și o bilă, e pescuit izolat. E izolat, am acum 25 minim. Și noțiunea de pescuit izolat, tot de la noi a plecat, cum a plecat și capul de pisică. Eu, când a pescuit prima dată cu mine, cu firele alea de 18, a zis, zice, bă, nene, eu ți arunc asta. Dar cine o scoate? Da. Tu faci drill-ul, că eu n-am răbdare cu firul ăsta. Și am căzut cu el la un cupa toamnei, la curba acolo, la... Îți dai seama unde aruncau ei cu și Iohan, direct în malul de vis-a-vis în pietre, în curba acolo. Până nene, când a pus la seta acolo, deci în 3 minute a luat. Da, deci Florin, zice, era peștele... Era, da, era peste paturile de nadă, da, dar da, acolo era tot cantonat. Și în momentul în care îi puneai o bilă, trăgea direct. Deci Florin până seara, în ziua aia, a urcat pe 2 sau... Și cu acea strategie, am martori, Vali Martoiu și Lotu Energy, s-a calificat în final, în anul ăla la campionatul mondial și deci cu acea strategie am vorbit cu Vali, pentru că eu atunci am plecat atunci de la concursul ăla, era ziua mea și așa, și l-am sunat, am vorbit cu Vali și am spus pe B-uri, fir de 18, cum fir de 18? Așa și tare în față, da. Că erau, nu mergeau și s-au calificat și au câștigat campionatul mondial. Noi câștigam multe concursuri noi. Și de aici a venit pescuit, adică am îmbunătățit. Deci a plecat și plecat și pescuitul ăla la distanță. Și la nivel de campionate mondiale am avut rezultate tot cu pescuitul pe distanță. Care în sufletul meu mă bucur că cumva, deci am contribuit la promovarea. Păi iată că și acum anul ăsta în Ungaria s-a pescuit la distanță. Bun, pe normal. Da, dacă nu se pescă la distanță, România nu reușea să aibă acum un rezultat. Băieți, eu am zis că la ora actuală era cel mai bun lot cu care se putea prezenta România. La pescuitul. Vorbim de clubul Enjoy. Distanță. Pentru că erau cei mai buni aruncători, bă, acolo. Uite, am întâlnit o problemă. Era Vilacea, era Toader, era Peri. Hai să spun o problemă pe care am întâlnit-o cu pescuitul pe distanță. A fost corbul. La corbul, pescuitul pe distanță, dacă băgai fir subțire, trebuia să vii cu celălalt talent de rezervă, stopul pe fir. Deci degeaba băgai 18 sau 20, că dacă nu știai să pui stop pe fir, o înfigeai și nu mai scoteai. Da. Da? Și din campionul de lanseur care erai, nu făceai nimic. Totdeauna... Și vestitul săculeț cap de motan? Asta a fost la Periș. Ah, ok. Nu mai la Periș, la Tâncăbești. La Tâncăbești când mai văzut acolo, da. Hai să terminăm, da, cu da, corbuși. Da. Deci... Și pe corbul la fel ai câștigat cu... M-a da, sunat pe mine lumea, domne, da, ce bagă ăla, domne, mămăliga aia. Ce spuneam? Dădea cu bile sparte și tăvălea pe mălai mâncăță. Da, și aici e... Băi, mi-a zis-o înainte de emisiune, hai să dăm un secret, îl dăm? Îl dăm? Deci, cum să nu? Atenție! Bă, să nu dai de alea. Oi și urechi. Mai mici. Mai mici? Ce băgam la sac. Ideea ce... Dă-i, da, asta dă-o. Bile și făină de mălai.
o făină banală, eu o numesc minciună, pentru că nu e o nadă pe care să o mănânce peștele, e mai mult senzație, hrană nu se hrănește, doar la gită, da? Ei, însă culețul ăla, eu îl făceam mare oricum. Mare, da, cât pumnul. Nu știe ceva, câte bile, băgam bilă spartă în două, că băgam o bilă, că băgam 10 bile. Era un mister, nu se știa. Nu știa nimeni. Și acum e marele secret, dacă nu strage peștele, nu da nadă multă. Ca la cocoloș. Îl scoți încet din apă, nici măcar un cocoloș nu-l lași la caras. Că îl lași vine caras. Da? E, așa și la crab. Schimbai lanseta, că poate nu o dădeai bine, o dădeai în 60, poate vrei să, voiai să o încerci în 80. Dar nu-i da nadă iară. Și puneam sacul așa, cu minciună, deci nu nadă, și cu o bilă spartă. Mm-hmm. Pentru că nu trăgea peștele. Da? Dar minciuna asta a ta ajungea pe fund? Da, că acolo se sparge. Acolo se spargea. Dar nu se spăla. Pleacă, se spală. La de la îți mănâncă peștele, băga mai multe bile sparte și cu mai puțină minciună. Mm-hmm. Da? Dar la mine sacii arătau tot la fel. Minciuna. Și da. Toți erau alții. Și toți erau alții. Da, da, da. Și face niște saci atâta. Și ligă, domne, face la niște saci așa cu portocala. Dar nu știi ce bagă în ei. Adică asta era. Da, tot timpul. Și, domne, nu dă cu ele clipsat. Dar cum dă, mă, Nicule? Domne, când o aruncă în 60, când o dă în 80... Da, Nicu Dinescu era cu cine era? Era între la distanță. Păi se ceta un stand. Eu le aruncam în 60 de metri și îi dădeau 170. Și, dar cu cine era în stand? Băi, se certa, uite, ha, mă, cu Androne, da, așa. Mamă. Zice, bă, uite, bă, prins în 60 de metri, lasă-mă, Androne, zicea lui... Când se uită la asta, o arunca în 80. Nu vezi, domne, că e mai prins în 60 și, de metri. Mamă, ce se certau între ei. Dar cum, și cu distanța, cum o fac, pentru că nu dau cu clipsuri. Cum se numește asta, borcane? Da, mă, e ca la fotbal, pleacă după fent. Și a făcut, și a câștigat, legat de fente, pentru că au făcut parte din pescuitul de competiție totdeauna, Africa de Sud așa a câștigat. 3 campionate, 4, câte a câștigat? 4 au câștigat. Te salutăm, Mădălin. Mădălin Dârlă. Salut, Mădălin. Capul de pisică s-a folosit pe Tâncăbești în 2010 pe ponton Vernescu. Tona cu Mădălin prinsă pe... Acolo ai avut un record, nu? Al Tâncăbeștiului. În 4 zile am prins o tonă și ceva. Dar am prins 850 de kg în 2 zile. Și am prins 600 de kg într-o zi, 650 de kg în 24 de ani. Mamă. Și am dat 300 de kg la primul cântar, adică în 6 ore. Mamă. Da, uite, de cu ce? Mădălin eram și cu era Gabi. Pește, frate. Asta vreau să zic, da. Auzi, de ce atunci stai puțin, putea? Era pește pentru toată lumea, adică era pește pentru toată lumea, da, și se mergeau foarte mult competițiile pe cantitate. Am aici, am și-o pe suflet, că am bătut recordul la moară, da? Și unde ai fost? Pe la pădure. Pe la pădure, da, ai bătut. Păi stai puțin, că au bătut. Trebuie să pescuiești cu mine, mă, și ți-am lasă să intru eu pe sectorul ce și du-te tu la da, pădure. Da, era și de câștigat, da, păi eu eram cu capul după record. Adică era mai greu nu. Ăsta îmi zicea, pădurea, sau... să pescuiești cu el la pădure, că face record. Și zic, da, în dracu de record, era unde ăsta pe locul. Da, și mă duc eu pe ceuri, că e... Mai da, greu, Max a dus pe beuri, a fost pe la gardul. Pe distanță și aia și m-am dus la pădure. Și zic eu, da, pe ce urcă e de ciubă. Revin la treaba cu recordul. Asta a făcut record. Am primit... da, unde ai făcut recordul? Păi zic, la moară. Păi pe ce stand? Păi ăla de la pădure. A, pe acolo, da. Păi în mintea mea zic, păi da, au fost sute de concursuri acolo și nu m-a mai aprins nimeni atâta pește. Adică cum a făcut recordul, nu? Vede pe mine la început cu praște. Eu aveam praște, cum are tata Nițu. Și râdea de mine, ai început și tu ca tata Nițu cu prăștiile, cu cutare, spune, zic, uite, zic, nădești, trei bulgărași și eu, du-te, domn, ce crezi că face? Trimite pe Viorel, nu că nu la credure, ne dai și nouă praștie, să ne dim și noi pescuia dreapta pe lângă sâmbile, adică te-am dat praștie. Te-ai dat și el. Da, mă rog, nu mai țin minte, dar așa e, dacă spui tu. Dar cu ce am pescuit atunci, mă? Cu lansetele. Nu, cu ce n-am pescuit. Deci n-am avut boilesuri, că eram săraci. Păi nu, chiar am primit acum întrebarea ce bile folosește el de obicei. Bile produse de el, întreabă Alexandru da, Popescu. Erau făcute de mine, nici, dar alea nu erau bile. N-am avut bani de rulat. Era... Da, mă, nu le mai cu biscuiții. Nu, mă, nu cu biscuiții. Deci am făcut cârnați. Hai că am băgat acum la cap și pe asta cu biscuiții. Am făcut cârnații de boiles, i-am fiert. Și pe urmă îi rupeam, că oricum băgam la săculeț. Dar ce am mai stat noi să rulăm? N-am mai stat. I-am pierdut cu totul. Când a făcut bile, s-a dus metro, cu cărucior din ăla mare, și-a cumpărat biscuiți pe tibiure.
A umplut un cărucior din el. Am făcut rost de 5 kg de făină de pește. Eu, dar era făină din aia mai multă cenușă decât. Și cu aromă și am făcut și noi o bilă. Și ne-am dus pe corbu cu bila aia. Ce? Am făcut. Am pus mâna pe cobre. Era mult pește în corbu, într-adevăr. Dăm video, și da. I-am dat în prima 15 kg în 60 de metri. A, când am fost amândoi pe beuri acolo. Pe beuri acolo. Când s-a pus crapul pe noi, nu mai... Na. Bă, băiatule, nu mai înțelegeai. Deci nu puteai să îi pui bambina la lansetă, că te încăiera în concurs la campionatul național. Cu bile făcute din biscuiți. Noi nu știam, mă, cu bila. Noi la, la moară, mă, am câștigat cu ea, adică făceam bine ce făceam acolo. Da. L-am câștigat la moară. Asta e picată. Făceam. Ce băgam, ce nu băgam, era bine. La moară făceam diferența de unde pescuiam noi alții. Păi stai puțin, tu pe beuri, ai câștigat beurile și pescuiai pe jumate, pe beuri în 70 de metri. Da, mă. Da? Între campionii de la feeder, mai ții minte, și... Deci ai câștigat acolo. Pescuiam. Da? Max pe aur, i-am zis, bă, faci săculețul mic. N-am discutat cu Max, că nu mergea treaba. Săculețul mic numai cu pastă de dalea de cârnaț de aia fierți și dai cât poți. Aia a fost rețeta pe... Și a câștigat sectorul. De Max, e da. Un singur Max, nu trebuie confundat. Da, așa este. O întrebare din partea lui Andrei Chiru. Ce produse are de gând să mai scoată domnul Dan? Aceștia avertizorii gama ieftină la anul, undeva la 350 de lei setul. Momentan nu am swingerele la fel. Sunt produse pe care mă bazez. Nu caut schimbări numai de dragul comerțului. Dacă scot ceva bun care chiar să vină cu ceva nou, nu poate să fie și prețul chiar. Adică dacă găsesc un produs pe care pot să-l fac mai ieftin, îl aduc din nou. Păi și este rentabil pentru tine, tot din partea lui, chiar, uite, este rentabil pentru tine să oferi calitatea asta la prețurile astea mai mici? Da. Da, tot ce fac bun pentru pescar e bun și pentru mine. Foarte frumos. Când am, un răspuns frumos. Deci, am vândut mămăligă pe 3 lei, îmi spuneau, vinzi nadă de asta ieftină. Da, dar oamenii mă apreciază. Și de aici am câștigat, din apreciere, nu direct din produsul sau din adaus comercial pe un produs, nu, din aprecierea oamenilor, din lucruri simple, corecte, puteam să exploatez, aveam suficiente, adică imaginea, profitând de imagine, puteam să pun niște prețuri mai mari, cum pun brandurile, mă rog. Dar nu, niciodată n-am făcut treaba asta. Prietenii mei chinezi sunt prima putere mondială economică și au ajuns prima vânzând calitate. Borcane, te salut, Alexandru Simo, ai văzut? Da. Borcan s-a născut talent și a murit speranță. Ce să-i cer lui Simo, n-ai ce. El nici astăzi când e tasul Gheorghe la campionatul național, a fost el la ajutor. La ce? La campionatul național. Care? E finala. E finala, nu, pe... Dino. Se desfășoară campionatul național? Da. N-am știut. Da. Și tasul Gheorghe acolo s-a dus el, că el a luat la Joelia, știi? Dar l-a ajutat să bage bagajele în stand, i-a cărat genții. Pastu Mihai, da, chiar acum o să vorbim și de Sărulești, că siguranță nu-l scăpa de Sărulești și de vestiții. De Sărulești, îți spune Dan, cum e cu sticlele alea de scoicar. La scoicar. Băga el în sticlele alea. Mamă, Dane, ce concurs ai făcut, ce competiții ai făcut atunci? Ultima a fost mai grav. Mai grav? Mai grav. Atunci s-a închis Sărulești. Deci după chestia aia s-a închis Sărulești. Din, nu știu, s-a închis Sărulești. Mă uitam la niște filmări de anul ăsta, băi, cât de scăzut a putut să fie ceva... Păcat că nu... La ce Balta e acolo, la Ciobani, era... E provocatoare, adică mi-a plăcut... Sărulești. Zine de... Bă, ăla a fost chiar atunci... Cu sticlele pescuiesc cu sticlele. A fost conjunctura aia în care toată lumea era interesată de ce avem noi în sticle. Eu am lăsat-o așa, că ce avem noi, ce aveam apă. Și practic era baliză. Era baliză în care în gaura aia la sticlă mai intra apă și se vedea apa aia și a ieșit că e aromă, nu știu. Mamă, care. Mamă, bagă-te-am ceva până da, aia. Vorbeam noi la oboseală în fața... Da, mă, da. Coboară peștele, bine. Și au apărut pe, da, apare pe nor. Era, și întotdeauna în pescuit a fost cu norișorul, cu cum se ridică. Culoarea, și da. Și de tatanițu, când ieșea cu minele roșii, mamă, e roșu.
sau galbene. Da, sau... Au fost tot timpul, nu neapărat comerciale. Dar la Vatican este cum alb. Dar și, Africa, și Africa de Sud a câștigat, chiar la ei acasă au câștigat, toată lumea a alergat după norișorul verde. Da. Da? Și ei nădeau cu, au nădit o tonă de stand. Deci n-a văzut nimeni că nădesc foarte mult. Toată lumea credea că norișorul verde e... Și i-a trimis, alergau în orașe, pe acolo, să găsească norișor. Dădeau cu norișor și... Măi, aprindeau pești. Și norișorul a făcut diferența. Da. Da, da. Se insistă foarte mult. De ce ai renunțat la competiții? Are și locul să te uiți la el. În 50 de ani. Aș mai putea. Mulți dacă... înainte cu sănătate. Mulțumesc la fel. Știu că ai o perioadă de aproximativ 2 sau 3 ani de zile de când mai mergi la competiții. Mi-e rușine să spun. Zii părerea sinceră. Sunt arogant. Ia ieși, mă. Băi, nu pot. E 10 și 10. Deci am... Ți-ai luat pijimăluțele, că la ora 10... Deci eu sunt și cu somnul și la cu astea și... somn. Îți dai seama, dacă nu dormeam, câtă bătaie le dădeam? Adică... Băi, glumesc, nu mă, astea sunt între noi așa. Deci n-aveau altă treabă, să, doar să-mi contorizeze mie somnul. Mam. În 2011 concurs de plantat, de la două zile pescuiei pe un sector, două pescuiei pe un sector. Câștigăm noi primul sector, unul. Dar stai puțin, te rog. Și în al doilea. Nu, primul sector stai puțin. La vine la ora 12, începe concursul, s-a culcat, s-a trezit a doua zi la 12. Eu deci el acum vorbea de... Am plantat singur. Am plantat singur când am pe locul 1. El zic, băi, ia lasă-mă să vedem ce poate. A fost să mă lase, da, să nu... Zic, lasă-l, las o noapte, să vedem cum se descurcă și după aia să te bag în anchetă. Da, da. S-a băgat în corn, nu mai am știut de el 24 de ore. Mamă, dar ce-ai făcut? Am dormit, mă, nu omor. Ne-a tras. Te-ai odihnit? Doi în echipă, și... noi doi atât. Da, doar voi doi. Noi doi în echipă. Eu plantam, eu scuteam peștele, eu... Și plantat. Păi da, mă, da. Și plantat. Și după aceea, etapa următoare, ne mutăm... Să treci peste suprem. Ne mutăm la Montonze. Aveam de ales gelo sau urât. Deci pătâncăbești. Pătâncăbești. Câștigasem prima etapă, nu? Câștigasem. Bătaie cu Răzvan Ulmeanu și cu Jubileu. Jubileu. Ei pe locul 2, noi pe locul 1. Bun. Ne apucăm să le băgăm. Mă duce ăsta așa, trece de râpă, găsesc un culoar acolo și ce un loc. Balama acolo. Deci când am dat drumul, am plantat-o, cădea pe crapi. Pe cuvântul meu, adică simțeam pește. Zic, mă, dacă e chinezesc sau, dar nu stă chinezesc un stup. Și ne apucăm. Ne trăgea între 3 și 7 minute la lanseta aia. Într-una, deci ne trăgea într-una. Mai aveam fără aici în dreapta, în plaurul de aici, de la râpă, ce făceam? Ne duceam, era un plăuraș din ăsta mic. Trăgea de plăuraș, puneam montura și închideam poarta. Și bine, eu am văzut. Zic, băi, închid poarta. Zic, a început să bată vântul. Dar veneau la noi pe ponton să vadă ce facem, cum facem. Și când am văzut că e cu spectatori, zic, hai că fac pasta. Și era un plăuraj mic acolo și am dus-o. Și pe urmă, din barcă, mă chinuiam eu de acolo și am tras plăurașul ăla și am închis. Și prima noapte, pe la 1:30, mă sună Jubileu. Băi, aia a fost gravă. Ce faceți, cum stați? Ei nu știau că am prins. Nu ne-a întrebat. A plecat acasă. A plecat acasă și a trecut să vadă dacă am prins. Nu știa nimic. Nu m-a întâlnit la telefon, n-a întrebat. Noi ne interesează că ei nu prinde. Nu prinde, și noi lasem. Da. Și ne țeteră un pește de șa tequila. Și noi aveam vreo 15. Și ăsta chiar îmi zice ce. Bă, haide bă să nu le mai băgăm. Că dacă le băgăm ne trage. Ne punem și noi ne odihnim 3-4 ore că suntem obosiți. Da, eram rupt. Și le băgăm imediat. Oricum prins pește, ei nu mai prindeau nimic. Noi avem 20 de pești la sac, băi, pești. Nu avem un pește, da. Și am scos lansetele din apă. Am scos lansetele și ne-am băgat să ne culcăm. Jubileu zice, a bă, zice, ce face? Zic, bă, ne-am pus să ne culcăm, nu le-am mai băgat că ne trage. A, Borcane, te cu aroganța asta. Și am venit, ne-am trezit cu el, mă. Da, și bă, dacă veneam și te găseam cu lansetele în grilă, te aruncam în apă. Mamă, deci nu vă crede. Lansetele, băi, lansetele. Unde sunt lansetele, mă? Și zic, bă, nu le mai băgăm că ne... Dar noi cu sacul în cap, la concurs, fără lansete în apă, pe primul loc. Aroganță de-aia. Zic, bă, bă, dar, deci nu o făceam cu intenție. Zic, faci că o băgăm și ne apucă ăsta și ne trage. Du-te, domne, cu astea. Fii atent, se duce ăsta. Zic, hai mă, pe și bagă una. Se duce. Ne-a dat jos din pat. Trece cu firul, fii atent.
se duce, o pune, vine, îi pune în balama și venea prema. Și zic, întoarce-te că a plecat. Așa era. Deci așa era, că nu îi lăsam nici nadă multă, știi, și îi trăgea imediat. De ce nu le mai băgăm? Dar care era explicația de era pește acolo? Că se refugiase presiune pe baltă, pentru că asta era o șmecherie acum, la crap. Acum cu tenul se pun nădit mai mult pe tâncăbești. Atunci trebuia pescuitul ăsta puțin mai izolat, mai curat. Pe am avut concurs, tot și pe ăla l-am câștigat, am câștigat și prima manșă. Și în a doua ne-am dus pe Dinamo, zic, bine? Mm-mm. Era pe jumatea aia, pe zona de jumate. Pe Salce? Pe Salce, când mă rog. Când a luat de 30 de kg, dar ne-a plimbat. Când le-a băgat în apă. Deci a început manșa a doua la ora 12, 1, și a venit Neamati pe la noi pe la ora 7. Ce face, stati, nu le-ați băgat în apă? Deci noi n-am băgat lansetele. Ei cu bărcile, cu nadă, cu... Nu se mai prindea nimic. A zis, nu le băgăm. Ți minte? Da, mă, da. La ora când se întunece, am dus lansetele, până la 10 am luat 2 crab de 10 kg, cu care am câștigat sectorul al doilea. Da, mamă. Și ne-a tras noaptea în ultima noapte, un somn de 30 de kg, ne-a învârtit pe amândoi de neam. Deci, fii atent, ne... se aude un bip. Era plătit ca bip. Și zic că... Acum fire. Mamă, și după 10 minute, când a început un run din ăla... Deci prima dată s-a înțepat plătica, urmam pe cu noi... Nu nimeni să fugim, să repede îmbarcă, dă-i! Și ia și plimbă, ne mâncați așa, ne-a pus un Venescu, ne-a întoarce înapoi, îngutului spădălă morții lui de crap ce-a înțepat. Mamă! L-am scos, l-am adus, am ușit în barcă, am venit cu el pe mal, că l-am pus pe mal, să ne facem poze și alea. A regucitat două plătici din alea, așa. Da. Deci probabil plătica era în cârlii. Aia a tras. Aia a tras, da. Bipul. Și pe urmă a tras el. Da, amintiri plăcute. După și perișul am avut, și pe moara am avut. Adică partide de pescuit, într-adevăr, adevăratul sens al cuvântului, de competiție. Mamă, deci și primesc întrebări din toate direcțiile. E... Mă bucur că e foarte solicitant pentru mine, sunt atent și la voi, sunt atent și la urmăritorii noștri și la întrebările lor, pentru că sunt foarte multe, foarte interesante întrebările. Uite mă ce ți-a scris Vladimir Banu și zice, bine, adu-le, fă plinul de suc pentru Cătălin. Da, Carina, lasă telefonul, Carina este de vină, Vladimir, nu eu. Dacă eram cu perile lângă mine. Da, ai căutat mesajul ăsta. Numai ultimul. Tot din partea lui Dolog Viorel, o întrebare foarte gândită, cred, și fără răspuns. Care este marele off al lui Dan Mitrănescu legat de pescuit? Ce-ți pare rău că nu ai făcut, bănuiesc, până în momentul de față? Legat de mine de sau pescuit? De... Al tău, personal, da. Că vorbeam de competiție mai devreme, îmi pare rău că s-a dus competiția către... competiția, campionatul național, cum îi zice, sau competiția națională, ca să nu deranjăm până afară la... Ai, prietenul tău de afară, da. Da, da, e prietenul. Mulțumesc, Dan. Te rog, dacă nu o să fie. O trebuie și unui scrie pe grad de mult. Da, îmi pare rău că, la modul general, că nu mai e... Bă, băut odată 50, bă. Bă, 50. Ce pe spectacol. Și nu mai putea să vorbea. Stai, să terminăm cu întrebarea, că e o întrebare foarte interesantă. Da, pare rău că s-a dus campionatul național în jos. De ce? Nu știu. De ce se ascunde lumea? De ce? Chiar nu înțeleg chestia asta. Și îmi pare rău că nu mai particip la campionatul național din cauza. Stai că sunt peste tot eu acum, am întrebări de toate direcțiile. Asta e motivul, Viorel. Deci campionatul național. Campionatul național nu mai are... Și că s-a dus... Nu mai are niciun farmec. Și celelalte competiții s-au dus către zona mai ușoară, către aruncat după pești mari, mai liniștit, mai nu mai e... Pentru mine sportul e ăla care se face la nivel mondial și regulamentul mondial de la Chips Fif, ăla e singurul asta regulament. Cantitate. Cantitate, da, pentru că acum acolo se face voie pe să nădești cu practic. Nu mai e voie să dai cu pop-up-ul. Stai așa că s-a schimbat anul ăsta. Stabilă. Fel și fel de... La campionatul mondial, acum, să știi că s-a implementat așa. Năditul cu bulgări de până la 70 noaptea, doar cu praștia de mână, e permis.
Până la 70 cu prașa. Până la 70 cu prașa de mână, atenție. Cine dracu face de 70? Bă, ai voie să faci asta în noaptea. Erau până la 30 înainte. Ai voie să faci asta în noaptea. Acum, cu mai nou. De mână, cu 70. Pescuitul cu punga solubilă. E voie? E voie. A fost, voie, a fost și anul ăsta voie și băieții noștri n-au știut, au aflat mult mai târziu, spre final. A, nu știu cine. Așa, deci chiar sunt lucruri care evoluează. Bă, așa, rămâi interzis. Da. Știi cât se duce o pungă din aia solubilă? Cât? Mai mult decât săculețul normal? Da. Da. Cu vânt din spate, cu ipui, nu, da, împinzi, așa, dar ai eu îți spun, da, ascultă-mă pe mine. Bine. Sunt pungile alea, sunt făcute, sunt niște plumb, eu am dat. A, deci că nu vorbesc... plumb, că cine știe ce artificii. Nu, frate, să bagă pungul, plumbul, oh. Să pune, să lipește la corp. Imediat, Alex Popescu. Să bagă lichid, să duce mai tare, zici că dai cu plumbul normal. Deci eu am pescuit, da, cu punga. Pungile, cu pungile, da. Am auzit, da, mi-a zis. Frate, deci la pungă, da. Ce bagi? Pelete, pelete lichid, de boiles, ce vrei tu? Da. Pelete lichid ca să poată o compacteze. E prezentarea mult mai ok. Eu am pescuit anul ăsta cu ele și la cenușa. Când o să câștigi mai multe. Că tu nu o să stai niciodată să... Și trebuie să te antrenezi sau limba. Cu paharul, sau cu paharul te echilibrezi. Acum la 50 de ani să te învăț eu să dai limba pungi și e greu să... Adică, na, n-ai cum. Da. Și nici salivă suficientă. Ai probleme cu digestia după aia. Dar să știi că eu am văzut la Iaris să duc pungile alea, dar nu-ți vine să crezi. Când o să câștigi mai multe concursuri cu o pungă de aia... Băi, nu dai cu săculețul niciodată unde te duci cu punga. Punct. Dar nici nu faci, nu știu, nu văd. Da, nu. Trebuie să faci 100, noi avem 100 de... plumbi, să faci pungile de acasă. A, da. Sunt plumbi pătrați de 40, de 60. Am cel mai bun plumb pătrat de la vânzare. Puțină reclamă, nu strică. Cei mai buni și cei mai ieftini plumb pătrați de pungă de asta, de alu borcan, cu salivă și cu plimbi și cu cei, da, mai bine. Deci trebuie, nu ești. Trebuie, dar să dai cu să limb, te... să lipești colțurile. Păi, mai știu. Da, de asta îți place punga, am înțeles. Ai înțeles? Da. Bun. Alex Popescu, o întrebare pentru tine. Cu cine și-ar fi dorit domnul Dan să pescuiască ca și partener și nu a făcut-o? Opa, bun asta. Bă, nu pot să nu... E ciudat. Nu mi-am dorit să... N-am vrut să pescuiesc cu nimeni. Cu oameni cu care să mă înțeleg, cu care să fiu pe aceeași frecvență. Întotdeauna așa am pescuit. Adică niciodată nu m-am dus după sponsorizări, după... Nimic. Nu, am preferat să-mi fac pescuitul meu cu partenerii care au saliva la ei și limbile și... Nu, că noi nu foloseam. Noi foloseam monitor. Pe păi, ai dat o viață așa și acum... Păi da, mă, dar n-auzi că... Nu că îți spun că n-am nicio treabă. Da, nici mie poate, nu-mi place, mă, să stau să muncesc atâta. Dar nu e vorba o să muncești, vezi ce distanțe, da, prinzi. Nu știu, nu. Adică nu mi-am dorit. N-am avut niciodată. Am preferat să am... pescari lângă mine și ei la fel. Cred. Hai, Borcane, că uite ce ai făcut aici. Mm. Ne-am dat foc. Ce vă mai place cu limba? Chiar mai buni. Îi place, n-am niciun. Da. Terminați cu pungile că dai limbi și pe la vecine, zice Vladimir Banu. Da, mă, păi e greu să faci pungile alea. Ce vrei să... N-am pescuit niciodată, nici nu o să pescuiesc cu ele. Bă, nu știu dacă o să fie o necesitate sau o nevoie. Eu, dar în prima oară, deci sunt pe aceeași frecvență ca tine, merg pe săpune. Am văzut la ăștia de la Diwan. Da, băi, nene. Dacă tot ai pus limba, acum fără glumă. Nu, ai că eu nu ce... stau să le fac, că nu știu. Dar nu, făcea încearcă fără glumă, eu, deci fără nicio glumă. Încearcă să guși punga aia solubilă, să vezi ce chimic ai în gură. Păi am văzut de la Meltex că mai stau. Păi aia, da, săculețul n-are niciun gust, n-are nimic, n-are nicio problemă. Adică tu te gândești că aia, nu, practic ar putea să facă, nu, să dăuneze un pic? Da, mie nu-mi place din punctul ăsta de vedere. Mm-hmm. Și nu, adică de ce să bag pungă, nu înțeleg. Forma, nu ia, dau cu lichide, n-am să dau niciodată cu lichide. Nu, mă, stai să spun eu de ce. Cu săculeți, ca să duci câtă cantitate duci, nu duci niciodată la, uite, de exemplu, să pescuiești de distanță pungă la 100. Nu-i cred, nu-i cred. Băi, nu te mint cu nimic, crede-te. Dar tu nu mă minți, că nu faci voi ce faci.
mai știi ce bulgări, cu ce bulgări ai venit? Păi da, mă, dar n-ai voie. Păi trebuie să spunem neapărat asta. Te rog, mă. Când ai făcut tu bulgări pentru moară, eram la moară, unul dintre prime. Cătăline, faci tu. Stai puțin. Cătăline, faci tu bulgări, eu cu Florin pe acolo, pescuit, drilluri, nu știu ce. Ne pomenim, mai erau un sfert de oră, se închidea înălirea. Ne pomenim cu o găleată de vârf, cu vârf, de bulgări făcuți ca sarmalele și forma de salma. Aha. Da, mă, se duceau glunți. El nu înțelegea. Doamne, de care îi face deci acum să-i sarmale, o găleată de sarmale aveam. Zic, ce faci, mă? Așa, bă, că te duceau, n-ai văzut cum se duceau. Zice, păi, domne, în aer se autocentrează și se duce așa. Cure. Zic, bă, până nu încercăm, dau cu primul. A început ăla să facă în aer. Da, da. Atenție, cu ce dădeați voi acea? Dădeați cu... Cupă, mă. Cu asta, cu, cum zice, cu cupa. Cupă de aia, cu cupă de nădire. Cu cupa de nădire. Dădeam bulgări, da? Da. Și dădeam cu sarmalele, nu dădeam cu bulgări, da? Și sarmaua aia făcea în toate felurile, în 60 de metri se spărgea. No, mă, că ți-a cedat, se ducea... Din 10 s-au așezat niciuna, adică, da? Trebuia să pescuim la 170 de metri, dădeam cu bulgărie, da? Hai că calibratul. Cupele alea sunt făcute, știu, de Nea Florin. Da. A fost proiectul de Nea Florin Mire. Da. Dar asta și ne-am apucat toți trei, Cătăline, mai erau, te-am spus, un sfert de oră, noi nu dădeam. Și am luat toate sarmalele, le uneam câte două și ne-am făcut bulgări și unul care făceam, dădeam și am dres-o în seara aia. Nu, mă, dar să știi că, uite, acum sarmalele astea... La 150, dacă te duce, dacă te duce și unga cum se duce... Nu, frate, nu. Deci crede-mă, eu i-am văzut și am pescuit. Dar nu e pe văzut, e pe probate. Plus că tu cu săculeți, ca să bagi atâta nadă cât bagă ăla într-o pungă, nu ai cum să ajungi cu săculețul la 150 de metri. Hai să facem pe câmp. Te referi ca și greutate? Nu, frate, sau nu ca ce? Să dai ca aerodinamică. Ca aerodinamică? 150 de metri cu atâta sac cât bagi într-o pungă din aia. Păi de ce? Plumb? Cum, mă, de ce? Nu se duce, pentru că una e să fie plumbul și să fie plumbul ăla cu punga, e compact. E un plumb. E ca și un plumb. Înțelegi? Da. E, tu dacă faci câtă nadă, bagi într-o pungă, să bagi într-un săpulet, să dai cu plumb și cu ăla, nu o să ajungi niciodată, nici cu mama lui 0-16. Ai făcut probă pe câmp? Băi, nene, eu îți spun la Ianis. La Ianis toată lumea are 140 de metri insule. Nu puteam da, să... Da, nu. Dăm niciunul cu săpulețul acolo. Eu nu dau cu... Înțelegi, adică dădeai cu săculeți, dar cu săculeți nu, dădeam da. Și noi. Nu, trebuia da, să dai cu tulumba. Vladimir Banu, doamnelor, domnilor, haideți cu un like și share pentru o porție de sarmale. Mă scuz, dar trebuia să zic, era prea frumoasă. Sarmale, deci... Dar să zic că, uite, acum sarmalele astea se folosesc la spomburi. Când dai cu spombul să-l faci puțin mai lung, bulgărele, bine, cine mai dă? Nu, deci inventatorul l-avem aici. Deci nu, poți să-ți iei asta, vrei să-ți iei un patent pe sarmalele, din bulgări? Bulgări? Dacă vrei, se autocentrează, deci ne și explica, se autocentrează, mă uitam cu Florin, bă, hai să încercăm. Și el, vine și el cu... Când am dat cu sarma, s-a rupt, făcea ca elicopterul în aer, zic, bă, ceva nu-i bine. Am dat vreo 10, toate pe... Zic, mai facem un pat aici aproape, hai. Dar hai să facem repede și dale... Bulgări, mai rotunzi. Da. Dan. Ce aș vrea să mai aud de la tine ar fi o poveste pe care cred că cu siguranță ți-a rămas așa memorabilă, și anume partida de la Sărulești cu cei mai mulți scoicari. Da, a fost un concurs frumos, mi-a rămas așa pe suflet, tot în doi, adică eu am problema asta că dorm prea mult. Chiar am spus la sfârșitul concursului. Da, asta adică e o problemă sau e pe, adică chiar e pe bune cu dormitul sau a fost un mit? Când ai oameni buni care pescuiesc bine, de ce să-i încurci? Deci, fără nicio glumă. Nu e unul din, pentru mine, e cel mai bun strateg din pescuitul la crab din România. Pe cuvântul meu, doamne, din ce cunosc eu, poate nu cunosc toți băieții care da din competiție, dar ce am cunoscut eu și am, da, pentru mine e cel mai bun strateg. Le vede, le ține minte, nu mai zic de, era gluma aia cu hardul, dar chiar așa e. Deci dacă nu ține minte la locuri, la distanțe și la tot, mă șochează pe mine, știi? Și pescuit, știi? A făcut toate stilurile posibile. A dat și cu țeava, și cu, mă, te lauzi. Cu acura, acum e de bine. Și cu aparat.
Fii atent că urmează și rău. Fii atent că urmează și rău. Nu, nu, e de bine, chiar îl apreciez pentru felul în care pescuiește, de drag și de pentru asta l-am rugat să vină cu mine în competiții, pentru că știam cum pescuiește, era pescar vechi, era... Și la fel am făcut și cu Vasile, cu Baboieru și cu Florin, la fel, pe aceleași criterii mi-am găsit partenerul. Da, pe pescuitul ăsta vechi și venit în toate treptele lui, adică și să știi să prinzi și un carascuț iava, să știi și unde stă crapul iarna, chestii de-astea. Să găsești și un prag. Să știi un prag. Uite ce întreabă aici. Deci Max de la tine a învățat cu somn. Știi că și Max e... Băi, să știți că foarte multă lume spune de Max treaba asta, dar eu am pescuit, am avut un sezon de pescuit cu Max și a fost total cel mai bun partener al meu de pescuit, din toate punctele de vedere. Că poate exagera un pic acum, ca fiecare avem fixurile noastre, dar Max avea programul lui. Andone, 3 ore de somn, îți pui ceasul să sune, mai trezit, te bagi la somn și revin eu. Deci a fost să... exemplar, din punctul ăsta de vedere a fost exemplar pentru mine. Eu cu somn. Nu știu dacă am observat și momente. Hai să spun, am observat, deci, am văzut legat de somn, și dimineața. Legat de somn, am multe concursuri de plantat, în care numai la plantat nu mai au vâzles și nu mai am stat pe barcă, în care n-am dormit odată. Am recordurile naționale în care n-am dormit poate 3 ore. Deci nu. Da, și mai are un fix la plantat. Deci mi-a făcut la Sărulești de am venit cu 2 motoare. 3 baterii. Nu, eu vâzlesc, și... n-am treabă cu sonare. Băi, hai mă! Pescuia la 270 de metri și se ducea la vâzle. Ma! Și fii atent! Căzusem la turnul de apă. Stai așa că poate o fi o fentă și aici. La turnul de apă și puteam să ne ducem... Fără sonare, fără motor electric. Să pescuim 70 de metri de la mal în temelii la fostul CAP. Nu, ne-am pus la turnul de apă și plecam cu ele 270 de metri pe diagonală. Să le punem în temelie. Am avut concursuri în care am stat numai pe apă. Le-am pus, s-a dus repede, le-am băgat. În prima seară un 18, un 15, un 13, un 10. Bun. A doua zi dimineață începe să ne tragă. Pescuiam cu un bob mic și cu alt. Câte trăsături crezi că am avut în ziua aia? 27 de trăsături să puncta de la 3 kg. Bă, tu îți dai seama că el ții bine minte de acum 10 ani. 27 de trăsături. De trăsături cu temelii cu tot. Băgăm și noi o bilă, o ceva. Că nu se poate să... Eu asta nu mai pe apă, vâzleam într-una. Uite mă, motoarele. Deci am concursul... 2 motoare electrice, 3 baterii. Nu. Am concursul... Dar de ce, Dan? Care e explicația? De ce n-ai fi folosit motorul acum? Pe bune. Este o... Este... Nici motorul... Pe bune, e o chestie? Da, nici motorul, nici... Nici sonarul, din cauza undelor pe care le transmite sau care e explicația? Îmi place mie sufletește așa mai mult. A, mă, că sonară... Nu, sonară nu era sonară. La început... Aveam ăla, dar atâcea la început, adâncimea, păi, da. Noi nu păi ne atât, trebuie altceva. Cel mai ieftin sonar, cel mai banal sonar și... Trebuie să ne arate diferențele, da, nu și ne interesează. Și dăm unde trage, nu unde ne arată sonar. Da, mă, sunt niște... Care e metoda ta de sondare în momentul în care pescuiești plantat? Unde trage. Deci nu dau unde cred eu că trage, dau unde trage. Adică nu... Băi, uite, bun, atunci plan. Altfel. Cum îți alegi tu locul de pescuit? Hai să spun eu, pentru plantat? Conjunctura. Vedem pe Vernescu, pământ, le bagă, ne trage cum se înserează o plătică și când ne-a tras plătica aia știi că s-a parcat. Și zice, stai așa că mă duc după ea. S-a dus și acolo era o diferență, o nebunie. 10 centimetri. Da. 10 centimetri. 10 centimetri? Da, păi da, nu, e colmatat tântă pești. Și i-a dat niște firmituri, i-a pus-o acolo, piese la mal, ne-a plecat. De ce mai vrei să nu? Ăla a fost sonarul, aia a fost șmecheria. Că sau au fost... A câștigat 190 de kg. Imediat, și asta mi-a plăcut de... imediat le băga la cap, adică mulți veneau și nu vedeau, veneau în stand și nu vedeau. Ai venit pe Tâncăbești, eram cu Vasile. Da. Deci metoda pe planet. Da. Cap de pisică, nu trebuia să dai de 2 ori în același loc. Nu. Deci îți străgea, instinctiv, când o arunci într-un loc și strage, ce faci? O dai tot acolo. O dai tot acolo, nu? Corect, da. Îți luai pauză 3 ore. Mamă. Trebuia să schimb loc. Eu am stat în spatele lor, doar m-am uitat. Da, băga la cap imediat, a văzut asta. Deci a ținut minte. A ținut minte unde am dat odată. Eu mă uitam. Și reveneai acolo? După 3 ore. Eu aruncam, era acolo.
pe bulgărele ăla, ce rămânea pe sacul ăla solubil, da? Veneam el acolo. Se învârtea acolo, da, pe deci zona nu trebuia același loc. Era perioada când peștele e la bătaie și nu le interesează mâncare. Nu. La deci de expresia îl alergi pe îngârlă. Asta este expresia. Îl alergi cu săculețul. Îl alergi. Se grupează pe zone nebătute. Eu pui acolo, pe urmă, după 3, 4, 5 ore te întorci, dar tot timpul trebuie să le ții minte. Peste tot. Da. Da, și la păceuri, atunci când ai făcut tu cap, recordul la moară, eu păceuri am pescuit tot așa, nu știu că l-a legat și pe și pe și noi la pădure, că asta a fost cu recordul, am pescuit departe, pe lângă mal, pe urmă am venit noaptea. Aici în 10 metri, strâne. 10 metri pescuiam și pe urmă m-am dus în malul de vis-a-vis. În momentul în care nu trăgeam, mă duceam în alt loc, tot timpul am avut chestii. La un moment dat peștele îl bați într-un loc. Se refugiază. N-ai da, nu, că nu mai mănâncă. Felicitări, băieți, au trecut 2 ore, ce au fost minute. Mulțumim pentru live-uri. Mulțumesc și eu frumos. Mulțumim, că vorbim, ești alături de noi. Liber, știi? Băi, văzut cum a fost. Se refugiază de peștele exact în standul liber. Da, mă, da. În momentul în care ai un stand liber, stânga, dreapta ta, nu mai zic deja de 2 standuri, cum a fost atunci la campionatul național, când, stânga, dreapta când ta, n-ai stand liber, ți-l faci tu. Trebuie să ți-l faci clar, adică... Păi, îți faci tu standul liber nepescuind. Am avut exemplu pe Tâncăbești, când am pescuit și ni s-a refugiat peștele în stand. Da, mă, poți să ți-l îți lași o zonă. Liberă. Gândești, sau tu, pur și simplu, din felul de a pescui, nu-l deranjezi. Adică, fără motor, fără sonar. Și da, la mâna, mă. De exemplu, uite, hai să luăm. Uite, aceeași gândire o are Emil, dacă îl cunoști, îl știi bine. Prefera cum îi zice, caiacul în loc de barcă. Și să pentru mine, da. Păi n-am pescuit și noi din caiac. Când am pescuit cu caiacul, eram cu Emil, cu Moșu și cu Nelu, în stânga noastră eram Mitrinescu cu Viorii. Dănuț dormea, îi trage lui Viorii, pleacă pe apă, eu l-am văzut ăsta, pescuia cu sticle, pescuia foarte bine, avea nimic. Sticlele, practic, tu le foloseai ca baliză sau ca, și ca, ca cum îi zice, ca plută. Ca plută. Să-i țină montura peste agățături, acolo pescuia pe niște pumni. Balama. Și să duci nu balama, fel. Balama e când schimb direcția. Când schimb direcția, da. La mine era balama așa. Auzi, mă? Să duce Viorii, bântuie pe acolo, vine, îl trezește pe dar. Și ce-i făcut, mă? Nu mai găsesc sticlă. Ma. Cum, mă, cine ne-a luat sticla? Nu mai e domn de sticla. Trezește ăsta, după la loc, să suie în barcă, să duce, bineînțeles. El se ducea și căuta la alte sticle. Eu nu e de tine. A găsit ăsta și pește. Că el ce făcea? El nu pleacă prin lanseta. Asta rămâne pe mal. El se duce pe fir și ia firul pe omăr. Ajunge acolo, se face drill, scoate peștele și îl pune în barcă. Da, mă, eu am pescuit încă pești. Am fost cu statul ăsta pe barcă. Mama, cum am dat seama de ceva aici? Deci fii atent, am făcut o fentă și am făcut-o prin prisma lui Max. Fenta drillului cu firul. Am concurs de ridicat pe Tâncăbești și toți peștii scoși. Nu știu dacă e Max în seara asta pe live, dar... El scoate peștele, își pune montura, eu pune iarăși. Păi când te duci la 400 de metri la vâzle, te duci să scoți peștele. Să te întorci. Dacă dai cu balama, trebuie să te duci să-l scoți acolo, pentru că ai balama, nu poți să-l tragi pe balama, da? Păi ce fac? Mă duc să-l scot peștele, dau drumul să vină la mal până toate agățăturile sau doi în barcă, noi am pescuit doi în stand. Să pescuiești doi tot timpul. N-ai, nu poți să te odihnești. Nu, dar pleci doi și îți pleacă altă lansetă. Nu mai spun că doi în barcă vâzlești foarte greu, adică dacă ești unul în barcă, te duci mult mai repede și consumi mai puțin energie. Eu am pățit cu Vasile la bala ta. Ce voi am aveți? Am plecat amândoi noaptea. Bine, eram și chiloți amândoi. Și Ghiță rămăsese la mal, dar era rulotă, dormea. Ne-am dus după un pește de vreo 17-18 kg, ne luase mult în față, în fine. L-am dat afară, am plantat lanseta și am ieșit să o punem. Și când ies la mal, eu lanseta și când am aprins o pun pe rotpot, zic, bă, Vasile, zic, să mă rămâs, zic, pe lanseta 2 nu mai avem un fir, zic, așa departe, a dus, bă, lanseta țambal. Și zic, bă, zic, cred că ne-a tras de peștele. Bă, nene, ne luase tot firul după BBLC, deci de la trope, după BBLC? 200 de metri mai în față. N-am ajuns la el, era un crab de stat de 15 kg, era transpirat, era pe suprafață, bă, nu mai putea nimic. Era transpirat. Pleacă era.
Deci dacă puteai ne lua lanseta, în Ghiță, în Auzea, că era rulotă, avea și el o stație, ești o stație. Nici o treabă. Da, asta vorbim și da, nu ăsta ai văzut cum a fost la Balaton. E super talentat. Nu mai ești GPS-ul. Da, nu știu dacă ai văzut implementarea asta a GPS-ului la Balaton. La, da, te mai duci este la metru. Stand. Este da, la metru, adică ce-i drept îți dă un pic de muncă la început, să-ți delimitezi zona ta de pescuit, după care îți joci standul tău exact ca la lansatul din mână. Dacă a ieșit un metru, se vede imediat barca pe GPS, eventual nu-ți face nimic la un metru, 2, 3, 4, 5, maxim. Pare rău că nu pot să merg la Balaton. Eu am probleme cu distanța, cu condusul și mă... nu pot să merg la distanță. Nu cum îmi place. Mă... Da, ți-am zis, mă, dacă vrei să mergi, ție avionul... Ar fi o provocare pentru tine asta? Ai, place. Nu, îmi place. Nu, și mai am o plăcere la plantat. Pe asta zic. Eu toate, la toate concursurile de plantare. Da, deja sunt depășit. Adică mă simt eu depășit. Am 7 zile, 100 de kilometri vâzlită în concursuri multe. Deci eu când am mers la toate concursurile la care am mers de plantat, nu mai am plantat. Și tot vâzlesc zi, noapte. Nu, acolo uite, sunt niște curenți. Da, acolo nu se poate. Da, trebuie de motor. Și nu, sunt depășit și tehnic, sunt depășit deci și ca distanță față de casă. Pe Vasile, nu că-ți trebuie motor. Noi ne-am dus cu micota de 65 da, de lipși și când a prins o hulă din aia, deci... Odată partea asta tehnică, pe urmă e partea de nadă. Nu sunt depășit de... Adică să... Mă duc într-un concurs cu sute de chile Dane, vrei de boilesturi. Sunt niște bancuri de crap, nici eu nu credeam, până nu m-am lovit. În momentul când ne-a intrat peștele, aveam între a tropa 1 și a tropa 4, 300 de metri pe apă. În momentul când ne-a venit peștele, când a plecat la lanseta 1, pleca și la lanseta 3 și 4, da, deci nu știai la care să da, nu, nu-mi place genul ăsta. Și financiar sunt depășit de... A, ca de idee. Ce, mă bași pe aia cu banii, că nu... Nu ține. Banii trec până cap. Nu pot. Ia fii atent că l-ai atins aici la corazon pe Borcă. Nu e problema de bani. Cine e problema? Banii trec până cap și să arunc atâta n-a 300 de kilograme de boilesuri păi să mă duc la un... Nu mă depășește pe mine. Păi nu, că acum nu mai poți să dai atâta. Nu mai poți? Nu mai. Na, cât? Pe eu, la, cam... Câte mă, 200 de kg de nadă, nu? 200 de kg. Bă, eu majoritatea limită concursurilor pe care le-am câștigat... Știu, nu trebuie să spune luam. Chiar ne-am... Am rog, avut, da. Chiar am avut o poveste care trebuia să o discutăm și pe asta la campionatul național. Mandu, o știi? Nu. Când eu am ieșit după stand, locul 2 pe sector, și mi s-a reproșat că am folosit doar 5 kg de boilesuri pe corbul. Și am ieșit 2 pe sector. Și acolo m-am supărat eu. Dar ce primul? A, gata. Știi, da? Știu, da. Stai că m-am trezit un pic, da. M-a bătut capul de sector. Dar și asta a fost, zic, nu e, dar nu a fost supărare. A fost, zic, bă, nu e o compatibilitate aici și de-aia m-am retras. Deși ieșisem 2 pe sector și dacă ieșeam 4, ne calificam. Da. Da, mă, tu ai simțit întotdeauna și când vrei să... Atunci, da, când a fost... trebuie să dai, când a fost de dat, am dat cu sacul. Că nu e de dat și simt că ăsta e pescuită până la urmă, adică cât să-i dai? Bă, nu tot timpul mănâncă când simți că da. Adică nu ești adeptul pescuitului acela agresiv în nadă, să-i dai în cazul în care nu-ți trage peștele și să ai speranța că îți vine vreun banc sau ceva de genul acesta. Nu există așa ceva, să nădești că nu mănâncă peștele, e cea mai mare greșeală și nu mai prinzi nimic. Când să știi că foarte mulți pescari din ziua de astăzi gândesc așa. Mă bucur că s-a schimbat în sensul ăsta, adică eu n-am văzut. Adică eu am văzut pescuit pe Sărulești și mă bucuram cu găleți de nadă, deci găleți de boilesuri, sute de chile venite la un, veniți la un concurs în care eu l-am câștigat în 7 zile cu 10 kg de nadă. Adică îi vedeam pierzător direct, pentru că dacă nădești mult într-o baltă care nu mănâncă, sperii și ultimul pește de acolo. Pe Dărvari am condus echipa aceea cu Fox, Mox și toate pălările alea. Ne-am întâlnit să împărțim nada în parcare, mergeam spre Dărvari și le-am dat 2 kg de nadă. Wow. Mergeam la campionatul național. Am făcut 1-1-10 pe sectoare, ne-am calificat, bineînțeles. Când au văzut 2 kg au zis că e glumă până a început concursul. De fapt, ce erau? Era o cutie de bonduiel
și un săcotei cu mălai. Praf de naladă. Atât. Deci atât le-am dat. Și le-am mai și rămas. Da? Și ne-am câștigat două sectoare. Care a fost cea mai mare cantitate de nadă pe care ai dat-o și în același timp și cantitatea de pește pe care ai prins-o? Recordul de pe moară la, în 3 zile, o tonă 400, o tonă 300 în 3 zile, nadă nu știu. Am nădit și 50 de kilograme, mai mult nu, n-am reușit niciodată. Atenție, când ne referim la nadă, despre ce nadă vorbim acum? Că e boiles, că e mămăligă, că e, sunt prafuri? Nadă, contează general, foarte da, mult. Și boiles, dar cu rezultate nu. Niciodată n-am, să zic, am nădit mult și am câștigat. Nu, nu mi s-a întâmplat. Am avut concursuri pe Sărulești în care, la Ten, acum 15 ani cred s-au făcut, în care dădeam cu scafa, deci fiecare plantare avea... Tony Comșa, salut Tony! Salut Tony! Salutări de la finala CN 2022, salut Tony! Fire întinse acolo tuturor celor care vă bateți acolo pentru finală, băieți! Mai puțin lu oblete, restul să apeți fire întinse. Am glumit, mă! Borcane, zi-ne o poveste de-a ta frumoasă. În momentul în care mergeai tu la pescuit, viteză la ce viteză v-a la ial și fugi sau la ial și fugi? Am câștigat și eu odată un concurs la Sărulești, am sponsorizat, dar Oblasete MTX-14, eu aveam 8 atunci. Nu eram în NC și echipă, atenție. Nu eram, și le-a câștigat el. Separate și am câștigat. Ce crezi că îmi zice? În momentul când vede la final, că vin eu, câștigătorul, zic că am venit să-mi iau lasete. Domne, dacă știam că ești tu, câștigi tu, dădeam voucher de mămăligă, 2 tone de mămăligă. Zic, de ce mă da. Era competiție cu... Dan, uite, spre uimirea ta, oblete prinde bine, auzi. Da, mă, glumit. Știu că e pescar bun, n-ai văzut, a prins și la Ianis. Prinde peste tot, dar își face treaba copii. Iar era competiție și îmi plăcea pe Sărulești. Eram în echipe separate și chiar nu mai e. Și chiar era la cu de tehnică. Toate adâncimile. Și era de tehnică. Prezentare. Miloșa Blevici. Jivița, salutare din Valencia, Andu și invitaților tăi. Am intrat târziu pentru că eu conduc acum, multă muncă. Iată, suntem urmăriți din Valencia în timp ce urmăritorul nostru conduce. Mulțumim frumos! Merge mămăliga pe momitor fără săculeț atașat de cărlig? Viorel Doloc. Merge. Merge, dar cea mai prinzătoare montură pentru mine rămâne momitorul cu mic săculeț solubil. Da, tot așa. Da, mă, da. Deci plumbul inline cu fir nu, moale? Nu, mă avantajează. Spunea că mă avantajează momitorul, nu. M-a avantajat întotdeauna plumbul simplu, campionat, ca la campionatul mondial și cu săculeț. Să fie pe plumb, da. Dan, și da, continuăm seria de... Da, exact, asta vorbeam, oricine știe să pună. Da. Momitorul ce faci? Pune acolo până la... Pui pe momitor, da. Cu săculeț. Iei cârligul, bagi în momitor. Săculețul trebuie să știi cum să-l arunci, trebuie să știi cum să-i pui stop, că altfel ți-l scoate din clip sau îți rupe cârligul sau... Sunt multe, adică implică mai multă tehnică săculeț. Nu știi ce bagi în el, așa momitorul vede și cât îl faci de... De praf? De mare și cât, și cât îl faci de tare și bravo, scos, că cine lași din el, dacă exact. Îl lași. Deci sunt chestii care se văd și nu prea îmi convenea. Mie îmi convenea mai mult pe plumb, ca la campionatul național, pentru plumb că nu știa nimeni ce am în săculeț, nu știa nimeni cum... Eu reglam distanța, că mai devreme vorbeam de distanță, că dau fără clipsuri și eu reglez distanța din dimensiunea săculeț. Din dimensiunea săculețului. Aha. Da. Am... Borcanele cu care fac săculețul, îi am mai mici. Aia știu că doza, se duc în pentru... 110 metri, mai mare știu că se duce în 80, eu dau cât pot, cu 0,40, îți dau un exemplu. Da? Și știu că le pun în același loc. Cu măsura aia dai 80, cu măsura aia la altă dai 100. Am 3 dimensiuni, da. Sau săculețul, ți-am spus. Și atunci nu mai e nevoie nici de clips, nu mai e nevoie nici de semnul pe fir. Și tot timpul... Semne pe... ne mai dădeam. Semne am mai pus, da. Orile. Dar nu... Iar n-am înțeles și se practică săculeții făcuți de acasă. N-am înțeles niciodată chestia asta. De ce? Pentru că eu băgam minciună cu bilă. Cu bilă. Corect.
Adică în același stil, că dădeam noi altfel, asta e ce dădeam. Eu, da, Borcane, eu, dar eu din fac, ce vorbește Dan în seara asta, că eu le-am băgat la cap, îți dai seama, și ca oricare dintre alții urmăritori de-ai noștri. Mă, bucă, bă, 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 s-a ajuns din nou la pescuitul ăsta. Numai că calitatea peștelui e mai mare, cantitatea mai mică, calitatea mai mare. Nu mai avem bălți unde să prindem și cantitate. Sau dar nu prea se mai cau, nu, dar nu găsim. Pentru că s-a pus mare accent pe peștele mare. Și mare presiune pe patronii de balte, domne, că să fie pește mare, să fie pește mare, să fie pește mare. Uite cu Perișu. Avea destul de mult pește mare Perișu, da? Imediat, Mihai, citește comentariul tău. Și i-a spus Șurgiun, bagă tată pește mic să vezi cum o să... Anul ăsta s-a văzut schimbare la Periș. S-a văzut schimbare totală la Periș. Au ieșit crap și ies crap de... Da, că peștele mic îl scoate pe la mare. Nu-i știam de la moară, mă. Da. Victoraș, în fiecare, înainte de concurs, cu o săptămână, cu 10 zile, băga 2-3 tone de la, de 2-3 care îl scutea și pe ăsta mare. Când începeam, niciodată când începeam la moară, n-apucam să aruncăm toate patrulea stele în grâi. Avem niște filmări pe YouTube, avem, chiar... Super filmulețe ne-au ieșit alea. Noi am avut concurs în care a început 3 la ieși, ora 3 și la ora 6 cântar 200 de kg. Mamă, ce vorbiți voi aici, mie îmi vine să... 200 de kg, pe plecau, eram 3 instant și plecau 4 la 7. Dar e filmul pe, sunt filmulețele pe YouTube, ne-a filmat George Iorga, n-a zis, bă, cât mai film? Cât mai faceți același lucru? Da, da. De multe ori venea cântarul la noi. Și dura cântarul pus, o oră jumătate când partide. Timpul cântarului nouă ne plecau la toate astea s-au dat și tare aș vrea să nu se fi uitat. Adică pescuitul ăsta viteză sau mă când strage peștele ei cât mai mult. Da. Ăsta e pescuitul de campionat mondial, da? E, mi-e teamă că s-a pierdut. Păi s-a pierdut că uite am avut acum dovada campionatului mondial, da, dacă nu pescuiei la distanță și ciupei câte un pește, 2, 3, da, care s-a făcut diferența. Vorbim niște... De niște băieți care vin din zona aia de care de vorbim noi. Da, da, de acum 10 ani, 5 ani, până acum 5 ani. Știu, Emil, adică sunt care au prins și treaba aia și a contat. Dar... O secundă, Cătălin, te rog, am o întrebare din partea lui Mihai Barbu, abonat al canalului Cârligului Gagiu. Parcă domnul Dan citea standul pe apă, se uita după V-uri pe apă. Sper să nu greșesc, dar cred că am auzit tot la tine pe live-urile tale. Da, nu e citit neapărat. Băi, că ne uităm. Da, te uiți, da. Ce urmăriți în momentul în care te uiți pe apă? Săriturile. Primul, te uiți săriturile. Nu neapărat. Ce înseamnă când peștele sare? Pe acolo. Mai... Că e pește peste pește, că e apa mai mică. Nu că e acolo, efectiv că e acolo. În primul rând, dacă... Ești pe o baltă de asta sălbatică. Să rulești tu. De exemplu, era prag, era ceva. Nu stă. Hai să spun un secret al tărulești-ului. Că vorbim de sărulești, pot să mai zic. E, sărulești-ul, și mulți pescari știu treaba asta. Că unde se arată. Victorie câștiga sărulești-ul, da. De 3 ori. Și mă bucur că sunt. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Sunt singurul care l-a câștigat de 3 ori. Și alte podiumuri, dar câștigat de 3 ori. Nu, am zis de câștigat, da, clar. Și concursuri tare, adică nu brăile de-astea de... De-astea, da, câștigate. Adică concursuri cu crema. Mari, da. Unul dintre ele a fost chiar când și noi, eu eram cu Emil, cu Nelu și cu Mirea, la baraj și tu ai avut sesiunea de... Nu s-a mai oprea, erau că extra cântare Dan Mitrănescu cu Vioril erai. Da, păi cu el am fost, cu el am fost majoritatea concursurilor acolo, cu Vio. Da, hai să mai dăm din casă, că poate te și rog, asta contează. Da. Deci, e păsărulești. Da, e păsărulești. Păi nu ar fi bine să înveți și tu. Hai, simă. Sau să o ții minte. Eu țin minte. O mare greșeală pe care am sesizat-o la pescar, da? Mulți știu treaba asta, că se arată peștele, asta e expresia, îl vezi unde sare, te duci, o duci și strage. Mulți rămân acolo. Și asta e o greșeală. Adică în permanență să rulești, te duci pe baltă, peștele e pe apă mică, la distracție, la mâncare, la, da? Te duci prins, te duci prins, îți trage și mulți pescari, chiar experimentați, rămân cu ele acolo. Adică le duc tot acolo. Cu speranța că va trage și în continuare. Am avut la ultimul concurs câștigat pe sărulești, am
Le-am dus mult în stânga, tot în zona aia unde am luat noi atunci de la... Da, tot în zona CAP-ului acolo. Dar apă mai, mică, știi? Da, am luat la început. Te-ai dus în stânga, în gol. 400 de metri m-am dus. Da, am luat la început, dar am spus clar, gata. Când... Deci am simțit că s-a tăiat și acolo, da, când se taie... Mai încoace, că cazi pe 2 metri, 2 metri jumătate. N-am mai luat. Am mai dus câte o lansetă din când în când, nu mi-am atras niciodată acolo. De, și mulți rămân cu toate, deci eu am mai încercat-o. Am avut la Livadă aceeași situație. Când a început concursul, malul de vis-a-vis sărea peștele. Le-am dus acolo, am plecat direct pe primul loc, am avut... S-a tăiat. Când s-a tăiat, am plecat cu toate de acolo, n-am mai pescut deloc. În marginea pomilor, pe 6 metri. Tot în pom. Mulți rămân acolo, mulți pescari. Vezi care e harta la el. Știe tot și, și crăcile și rândurile de pomi din ăsta, două rânduri de pomi. Știi, mă. Când mama aia, aia am băgat-o la capul hard disk. Mi-a luat sunarul la palme. Zic, bă, uite pomii aici. Ce ai zis, mă? Pac, pac, i-a dat două palme. Știu eu unde sunt pomii. Ești înzestrat. Lucioare, i-am zis. Bă, nene, nu, domne, bă, tu n-auzi că trebuie să găsim pomi. Nu e, deci, nu e. Deci, nu, serios, îl apreciez pentru... Bă, tu n-auzi că aici trebuie să fie, lasă-mă, dracu, și pomă, uite, ne apare pomă. Zic, vezi, mă, ce are. Uite ce zice Vladimir Banu, că este discutabilă și faza cu săritul peștelui. Eu când îl văd pe topă, e... L-am luat. Băi, să știi că, uite, treaba asta am făcut-o chiar lângă tine. Când am fost la Cupa Netbet, organizată de Alex Saudner, da? Și ne-am mutat de pe un sector pe altul și ne-am mutat pe B-uri. Da. Am ales înaintea ta noi standul 10 și am luat 11 că și tu ai luat 11 că era semi-bun lângă 10. Da. Că 10-le era favorit din punctul de vedere al peștelui mai mare. Da. Ca să avizam acolo. Stând pe malul apei, având experiența ochiului bătrân al lui Vasile Baboieru, ce zic? Bă, n-am ce să fac, peștele nu trăgea, zic, mă pun pe apă, pe lângă apă. Mi-au un scaunelul, mă pun lângă apă, stăteam cu Nelu de vorbă, cu Nelu capitanul, că venise și el. Pac, păi și văd așa o cocoașă, pac, mai văd una. Zic, bă, nu e același pește. Mi-am dat seama imediat. Nelu zice, bă, ai văzut bine, i-ai localizat, da, hai să băgăm acolo una. Am băgat una, da, am stat puțin. Facem, adică, deci face a durat foarte puțin, da, timp până când mi-a tras, da, peștele. Da. Am făcut greșeala pe care tu ai spus-o și ai menționat-o în seara asta. Acolo, am băgat-o înapoi acolo, că am văzut două cocoși. Era clar că erau mai mulți pești acolo. Când fac așa pe cenușarul peștii exact ca delfinii. Ca delfinul. Să duc. Deci trec nu prea rar. Adică îți trec asta, 100 de crac și da, gătești unul sau doi. Atât. Unul sau doi. Asta am observat-o atunci. Am văzut la șarpele ăsta bătrân de lângă noi seara asta. S-a trezit pe la 4 de dimineață. Când eu venea rândul meu să mă bag la somn. Pieturi, da, și da, s-a trezit pe la 4 dimineață, era îmbrăcat în costumul ăla lui de, de eschimos. Unul care ăla care mi-a luat foc la mor. Știi când a luat foc la mor? Și-a luat scaunul, țigarea, s-a pus pe mal. L-am stins cu pătura. A citit apa 3 ore. A stat ce a stat, a schimbat lansetele. Îți reveneai tu, de fapt. Fii atent de aia. Mă uitam după el, mă, înțelegeam ce și... A schimbat lansetele. A schimbat și rigurile. Nu știu ce a făcut. Am văzut că a schimbat sculele. Cătăline, pac, mă ba la somn, nu știu ce, noi mai făceam glume între noi, na. Cobra. A luat cobra și a luat și un 20. Și vreo 15 la rând, că dacă o mai țineam ritmul ăla. Și a luat și un 20. Da, zic, bă, e clară treaba că treaba cu urmăritul peștelui și direcția peștelui. Bă, și nu neapărat. De multe ori te uiți pe apă și te gândești ce trebuie făcut. Nu, dar îți face diferența în momentul în care nu ți trage deloc peștele, adică te uiți la e o variantă. Malului, că de multe ori și malul. Deci de multe ori privește apa. De la răpitor, cum e malul unde e. Deci nu neapărat e, maltare, ești un moment de unde e mal moale. Ești un moment de concentrare și privitul pe apă nu e neapărat de a căuta peștele, de multe ori te uiți pe apă, pur și simplu te gândești ce ai de făcut. Nu, că nu întotdeauna vezi pește, dar asta cu săritul peștelui, în 80-90% din situații, l-ai văzut, te-ai dus, ai pus și l-ai luat, adică s-a încasat, nu mai se fac greșeli. Una e să rămâi acolo, că de multe, a doua e să bagi mai multe lansete, sunt locuri unde ai băgat. Cât o fac asta? Deci aia încă o face deci foarte multă lume, multe dar la 2-3 chiar. Ai un loc bun, îți trage și mai duci o lansetă acolo. Chiar timp de când cu pescuia mai pe pat, dar atât cu pescuia mă cu lansetă. Nu că am unic și de... Și, da, și nu le încurci. Păi da, dar era clar atunci. Și lasă că le descurc el. Și pe 2 metri erau 4 lansete, una peste.
birele, băi, deci nu... Dar nu mai conta. Nu mai conta că stăteau birele. Da. Am avut, deci cel mai tare concurs din punctul ăsta de vedere, la ora 10, concurs pe Corbu, Energy pe locul 1, pe sector, eram cu Florin și cu Dobrotă Remus în stand, săracul, deci Remus n-a mai văzut lansetele, făcea doar săculeți. Florin, Paur. Salutare, ora... cu Panet Bet. Nu știu cine e în spate acolo, dar vă salut pe toți. Aveau la locul 1 10, 60 de kg în față, era ora 10, la 12 se termina concursul. Zic, Florin, o riscăm, una peste alta, ce zice Borcan, deci cădeau sacii toți unii peste alții, nu știam care e în stânga, care e în dreapta. Deci de la sacii ea, pește după pește, după pește, după pește, le descurca peștele, deci nu era... Da. Deci date una peste alta, așa mânca, era peștele proaspăt, obișnuit să mănânce ca la crescătorie, cu nadă multă și... Nu. Ce medie să... avea peștele atunci? Erau mici, 2-3 kg, cum erau la început. Și proaspăt băgat. Dar ne-am dus la fel, tot pe baltă nouă, Perișu, primul concurs de acolo. Cum zicea mai mulțoi, nu? Domne, e glumă. Am luat 200 și ceva. Deci nu luase tot. El a dat un pește și noi am dat 200 de kg. Și era... Da, mă... Și bă, zice, când m-am uitat la clasament și am văzut că voi ați luat la primul cântar 200 de chile, am zis că nu mai vreau să mai jucăm la cantitate, că oricum dare cine nu mai vreau. Zice, jucăm, că era un concurs. Ce discutăm noi acum? Scuză-mă. Să jucăm și la calitate. Nu sunt neapărat poveștile noastre, sunt lucruri pe care le-ați trăit și pe care poate orice pescar să le rețină, să le învețe. Asta e foarte interesant, adică, da. Adică priviți și partea tehnică a lucrurilor, pentru mine e important. Sunt secrete până la urmă și... Și sunt secrete, atenție, date cu multă ușurință, dar cu foarte multă muncă în spate. Cine spune că pescuitul e de noroc, nu e chiar așa. Și sunt, deci sunt lucruri mai puțin știute. Și de multe ori, căutând lucruri bune, facem greșeli. Greșelile ne costă mai mult într-un concurs sau chiar în partidele simple de pescuit. Năditul ăsta, deci am luat 200 de kilograme de pește în câteva ore și restul n-avea toată balta la un loc. De ce noi n-am nădit? Ei s-au pus și au nădit. Noi n-am nădit cu nimic. N-am nădit direct. Am avut concurs câștigat pe Tâncăbești, cu tata Nițu, locul 2, care știa, omul știa lacul mai bine ca tata Nițu, nu știu cine știa. Nădea. Noi am plecat și am luat 300 de kg până la primul cântar, da? Tata Nițu a nădit, n-a prins pește și pe urmă de la primul cântar care a fost seara, am mers în același rind. Mamă. Dar noi am terminat cu alea 300 de kg pe care le-am luat din prima. Dacă nădeam, nu prindeam și ne ardea. Da, înțelegi? Da. Și am avut multe în care mai întâi stai să-l văd dacă răspunde și prefer să-l alimentez. Și după aia să văd cum îl alimentez din saci, îl alimentez din ce bag la saci, adică dacă îi dau o nadă consistentă. Sau minciună, dar dacă eu schimb lanseta și nu mi-a tras pe, nu-i mai las nadă, că deja supranădesc. Sunt multe de luat în calcul, sunt foarte multe de luat în calcul. Pe care l-am făcut, de asta mi-a plăcut și îmi place regulamentul internațional, pentru că îți dă liber la aceste noțiuni de pescuit și astea sunt artificiile pe care le-am făcut, acum m-am retras așa și nu le mai și pot să le mai spun. Nu le mai zice pe toate, mai... Că tu te mai duci la... Că nu te mai... Că el ți-a mai duce la competiții. Eu săptămâna viitoare am două concursuri, unul după altul. Plec luni, vin duminică. Spune Andrei Chiru, dacă s-a retras din pescuitul competițional, nu m-a retras, n-am făcut retragerea, aia se face cu Chiru. Face meciul, face meciul. Se lasă o nuntă mare, da. Încă nu m-am retras, da. Atenție, da, de ce? Încă nu s-a retras. Aștept provocări, așa. Nu ar fi interesant să organizeze concursuri strict cantitate, iar regulamentul să impună oarecum pescuitul despre care vorbește Dan acum, limită de nadă, etc. Regulamentul CIPS-FIPS este singurul pe care îl știu ca a fi eficient pentru pescuit, pentru pescar, pentru pregătirea noastră la nivel național și chiar când mergem la un campionat mondial, ăla e regulamentul de bază și este foarte bine gândit. Păcat că nu avem posibilitatea să facem toate concursurile pe loturi. Ce se întâmplă acum la CRI? Acum intervine iar o altă problemă mare. Da, dar alea sunt și cele mai echilibrate concursuri și acolo e valoarea pescuitului. Restul e o joacă așa frumoasă, într-adevăr, o loterie cu păia Marcu. Și acolo e cu puțin talent. Adică trebuie să ai niște noțiuni. Uite cum e acum la Tâncăbești cu tenii mari. Da.
altceva. Dacă în concursurile de crab trebuie să-l cauți izolat pe la mare sau mai retras sau așa, la ten trebuie cu sacul și cu sacul de nadă. Dar și acolo e un artificiu. Bă, 500 de chile să nu dește, mă. Anul ăsta a băgat lumea, nu, 200 de chile de nadă. Anul trecut, 500 de chile nu veneau echipele care... Da, și acolo sunt cu butoaie de porumb, de... 500 de chile de porumb, da, și da, dar tot e o chestie cu ce care... Ce părere ai de aluna tigrată? Foarte bună și eu vă folosesc. Da. Foarte bun. O folosești ca și nadă, ca și moment la săculeț? La săculeț, da. Pe sărul ăștia am pescuit cu alună, pescuiesc mai tot timpul cu alună. Da. Îmi place. Să trage crapul pe ea, nicio diferență. Nu, și și place, eu mănânc. Îi place. Da, e dulce. Da, e, da, bună, da, da. Chiar da. E bun. La ultimul concurs ne-au omorât săriturile fix unde era montura, dar rezultatul a fost zero, spune Vladimir Banu. Da, sunt și alte chestii, adică acum nu le... Da. E și montura, trebuie să fie și montura prinzătoare. Locul... Ia uite aici o mențiune al unui pescar care a fost arbitru la Sărulești. Când ajungeam la cântar în standul unde pescuia Dan, am observat că de fiecare dată lansetele erau plantate în zone total diferite decât data precedentă. Da, nu suportă chestia asta. Iată, s-a dat și păcea. Nu e statornic. E, nu, da, și ținerea de minte, mai mă, și nu mai ești țin minte. Alzheimer, le mai mută, le uită cum le-a avut mai devreme. Ne încărcăm mintea cu chestii de-astea. Le duc și eu pe unde pot. Asta vorbeam de randament. Într-un concurs vorbim de randament maxim, adică pe sandul respectiv să prinzi cât mai mult. Dacă pescuiești cu 4 lansete și pescuiești în același loc și strage peștele pe un loc la 3 ore, nu ai randament, trebuie să-l muți. Ce vorbeam și de tâncă? Da, chiar era o următoare întrebare, cum aranjează Dan o baterie de 4 lansete și cum le dispune în jurul vadului de nadă, patului de nadă? Ești adeptul nărditului pe punct fix și să pescuiești și pe lângă patul de nadă? Cred că aici vrea să... Da, în general în fața patului de nadă, 90% din situație. În față, peste pat. Peste pat. Peste pat. Peste pat și aici. Da, pe pat. Și de multe ori mai... De asta nu am înțeles niciodată clipsul. Clipsul, eu pescuiesc cu semne. De ce? Că și peste pat are mai multe valori. Peste pat 2 metri, peste pat 10 metri, peste pat 5 peste metri. 20 de metri. Adică sunt situații în care trebuie să pescuiești peste pat 20 de metri. Și atunci în momentul în care tu pescuiești peste 20 de metri, peste patul primul de nadă... Primul lucru, și mă certam cu ei de fiecare dată, unde era semnul când a tras? Pentru că ai semnele la 2 metri, unde intră în apă, da? Și trăgea o lansetă și o lua și intra în drill și zic unde era semnul. Că pe mine mă interesează unde era semnul. La 2 metri, la 10 metri, la vârful lansetei. Corect. Deci să ține minte chestiile astea, știi? Unde a tras, acolo mă interesează. Mamă, uite ce, deci acum eu stau și gândesc, eu le-am trăit, le știu astea, prin prisma lui Emil, lui Nelu, lui Nea Florin, câte informații bune a dat în seara asta. Mă bucur și de-aia informații și... care voi le-ați, adică a trebuit să le... Să le gândiți, să le probați pe propria... A pescuit ăsta de competiție, nu știu de ce l-ai mai chemat și de... Eu vreau să... Nu știu ce are în cap. Nu, eu vreau să mă întorc în competiție, să particip. Și, opa! Și vreau să nu-mi spună, știi că n-am știut. Vreau să știe. Deci să le spun, să știe, să le împrospătesc, da? Mine e greu, știe. Nu, la mine nu e competiție. Nu e nicio... Noi și când eram în echipe, uite... Poate să-ți confirme, eram la Sărulești în echipe separate, dar eu cu el vorbeam... Vladan Andrei, bun venit la plătică. Deci, mulțumesc frumos pentru abonare, Vladan. Îl iau pe acolo, nu aveam nicio treabă să-l spun separate că îl iau pe porumb, îl iau pe bilă. Și eu chiar vorbeam cu el. Și chiar, adică datorită prieteniei și inimii cu care pescuiești, eu am zis... La mine, de-n stat. Ele, bă, la Sărulești, chiar ești adeptul... 20 de kilometri. Sau nu știu dacă... Da, probabil ai prins și tu. Ești adeptul scoaterii peștelui din standul tău, din standul vecin? Păi, dar noi nu plecam cu Surcova, noi nu... Depinde de conjunctură, adică, cum spuneam, respect regulamentul internațional. Acolo n-ai voie. N-ai voie, dar să părăsești. Dacă concursul respectiv se discută și ai voie, ies normal. Nu, nu ne place. Adică de ce să risc? Nu ne place chestia asta cu Surcova să plecăm. Din ce punct de vedere? Nu
îmi place mie să plec cu peștele. Eu ai mai dă și tu din casă ceva. Eu scoteam peștele la mine în stan. Da, da, noi scoteam, noi... da, dar dacă erau situații... De ce, la ce gândeai? Făcuse da niște lanțete de alea cu volan. Știi că dacă n-ai lanțete cu volan, el te ia stânga, dreapta. Mai făcut că mai sunt ăștia care îți dă drumul, vine în standul tău și dă drumul, lasă da, prâna slabă, să plimbă peștele. Mult o fac, îți spun eu... Borcan, eu nu cred că o face involuntar. Ba da, mă, eu am cunoscut, deci n-avea nicio treabă. Era în stare să se taie, să se jure că e pește mare. Și când îl scoteam un 7 ochile, ce o să vă da. Da, nu prea e ok treaba asta. Și am avut probleme pe chestia asta. Adică... Viorel Doloc. Pe fond de oboseală, scădeați mărimea săculeților pentru a atinge aceeași distanță? Niciodată, nu. Eu întotdeauna când am... arunc mai bine cu trecerea timpului. Mă încălzeam mai greu. Bine, și bănuiesc că nu pescuiai cu săculețul la 150 de metri în momentul dar în care... Dar pescuiam la distanțe, dar... Păi am pescuit cu săculeț, cu momitor și cu săculeț la 150 de metri 3 zile, cu Florin. Și cu... mai ții minte? Cu clasurile... În concursul de la Periș am avut și clasurile după noi și am avut și MTX 14 și da. Nu mai puteam să aveam doar 6 clasuri. Doar el, Vladimir, eu nu. M-am uitat la tuple, domnul Mitrănescu, cu aluna tigrată. Asta urmează să folosesc în acest weekend. Și eu am vorbit cu el 2 ore în privat pe WhatsApp. Fierbe și... Nu e că e puturos. Să duce și ea gata făcută. E mai bine să o fierbi tu proaspăt. E puturos. E putoare. Cu mămăliga care făceai tu și schimbai pH-ul la apă, că făceai mămăliga caldă, de ce nu zici de aia? Zile pe toate dacă te-ai aruncat. Astea sunt din popor. Opa. Că schimbă, domne, pH-ul la apă. Și... Deci vorbeau zite pe baltă. Nu o schimbam nimic, era proaspătă, e bună proaspătă și atât. Domne, cum mă ligă caldă? Ce nu putea să facă? Da, altă invenție. Tuciu pe baltă, cine l-a dus prima dată? Nu, cine a dus prima dată Tuciu la campionatul mondial? A fost cu el în Franța. Am fost cu Tuciu în Franța pe... Mamă. Ce? Cum? A luat și captura. Atunci am poze. Din... Adică uite că se poate prinde și pește mare la mămăligă. Care a fost cel mai mare pește prins? Pe mămăligă, atenție, nu la... Nu vorbim de ăsta de la... Am luat mult și nu... Și mari, 20-25. Am luat mulți mari. Na. Păi am câștigat... Și am câștigat cei mai mari 5 pești pe mămăligă. Pe periști, da, și pe moară. Mare. Da. Deci calitatea am făcut-o din mămăligă. Nu. Dar nu că pescuiesc... Eu pescuiesc cu ce trage. Nu m-am dus la concursuri să dau cu o anumită nadă. Că și asta... Și aici am fost... Pusem un pariu cu Radu Bădică, Dumnezeu să-l ierte, că zicea, domne, mămăligă versus boilers, mămăligă, zic, bă, Radule, știu că faci un boilers foarte bun, dar dacă vrei să facem mămăligă versus boilers, că tu faci boilers-uri bune, uite, eu mă pun în față pe pontonul 2 la moară. Cu mămăligă? Cu mămăligă și tu te duci pe ceuri în spate. Da, vorbeam cu Radu. Și facem pe ce vrei tu, păi, pe uite... cantitate, pe calitate, pe... Chiar așa am avut eu emisiunea lui, când l-am avut invitat pe Max și pe Dârlă. Mămăligă versus boilers, pentru că Max acum s-a dat pescuiește exclusiv pe boilers. Da. Și zic, mămăligă versus boilers. Și au fost foarte interesante discuțiile din emisiunea aia, dar nu trebuie să pentru fie... că sunt total diferite abordarea partidelor. Eu niciodată n-am văzut versus între momentele astea două. Nu, trebuie să le ai la tine, să le completezi, adică una cu alta, nu sunt versuri. Cel puțin să controlezi, de exemplu, o bilă o controlezi că te gândești, mama, am 20 de kg la mine, știu pasta o fac. În schimb, la mămăligă să nădești 20 de kg pentru tine, e același lucru ca și cu mâină din 20 de kg de boilers? Păi mai ușor nădesc cu mămăliga, că aia o fac bulgări și o arunc 10 kg. Da, da, aia trebuie să știi să o faci, trebuie să știi să o faci când să cadă după momitor, să stea pe momitor. Am fost și econom. Aia pune peștele, nu? Da, da, aveam, cum să spun, la un sac de mălai. Trebuie să gândești. La un sac. La boilers nu trebuie să mai gândești nimic. După mine aveam 100 de kg de nadă în permanență. Că nu-mi făceam nada de acasă, îmi făceam în funcție de ce aveam nevoie. Făceam și proaspătă. Te ajută mămăliga, dar sunt situații cum a fost corbul, de exemplu, pe nu a văzut corbul mămăliga. Acolo am pescuit numai cu boile. Și au fost multe situații. Am dat și cu mămăliga, ce? La început. Nu ne-am dus cu mămăliga. La început. Zi povestea cu cea 1 la campionatul mondial. Asta știam, cu asta m-am dus. Ce să...
Și mai era o echipă. 700, ceva de gen. Da. Și mai era o echipă pe baltă, care nu era cu cea, unul erau puțin mai, erau cu ala de inox. Oala minune din aia. Nu, oala, da, deci era cea 1 de fier la mine nadă și mai era o echipă care avea de fier. Oală de, într-adevăr, de inox, nu cea 1. Aha. Africa de Sud, care era de 3 ori campionă mondială. Wow. Da? Eu și cu ei fierbeam. Da? Eram singurele echipe după, de la un campionat mondial care fierbeau nada atunci. Da, și își făceau nada în fiecare zi, o fierbeau în fiecare proaspătă zi. Da. Aveam o întrebare aici. Apropo de pH, întreabă-l pe Dan, cum schimba pH-ul la apă? Nu, pH-ul e pentru... Alexandru Popescu. Nu, e o glumă cu pH-ul, nu era nimic. Astea erau poveștile care apăreau în urma mămăligii, nu are nicio treabă și pH-ul, în general, e o poveste în pescuit, nu mai... Nu schimb pH-ul la apă. Păi da, cu pH-ul. Nu, este un secret aici, dar nu e de pH, legat de apă, în general. De acide sau... Nu, dacă e dulce sau sărată. Da. Dacă e apa sărată, gen corbul, îl dau iar exemplu, nada trebuie să fie... Și acolo cred că era și puțin sulfurată sau da, era, corbul, da. Da, era sărat, oricum da, se... Da, da. Trebuie folosită nadă sărată, adică mănâncă pe sărat. Dacă e apa dulce, mănâncă pe dulce. Deci asta e regulă, la staționar se știe, la crab n-am prea auzit-o, dar dacă vrei să... E adevărat că mămăliga... E adevărat că asta o cea mai... E adevărat că mămăliga cea mai bună se face ascuns în corp. Deci secretul mămăligii... Secretul mămăligii... Atenție că dă și un secret al mămăligii. Foarte mulți întreabă secretul mămăligii, da. Tocmai asta a fost, că nu e niciun secret. Și tot timpul am făcut niște scheme de genul ăsta. Ba, am aruncat odată, mi-era rușine, muream. Am aruncat niște granule roșii. Aveam la magazin niște spărtură de aia de polo, aia de polo, da, și am colorată, da. Nu știu cine mi-a dat ideea și am aruncat o mână și era mămăliga cu dalea roșii. În ea. Și a, gata, l-am prins, că am dat-o și la vizionare, știi? Băi, se fac, pentru că își pierdea. Eu acum mă gândesc la multe altele. La câte am făcut eu de-a lungul timpului. Băi. Deci că am făcut-o pe aia cu carte. Deci eu am zis că leșină. Era ăștia de la VLC. Erau pe jos. Bă, nu sunt genul să fac. Am făcut ospătarul. Deci a fost un concurs cu schimbare. Tragem, eu eram cu Iohan. Și am tras la... pe golf acolo. A, am câștigat unul cu unul. Acum te mutai pe sectorul ălaltu și pe sectorul ălaltu îți alegeai ultimul, adică îți rămânea cealaltă. Ce crezi că locul mi-a rămas? Locul care îl cunoșteam și l-am pescuit și cu tine foarte mult și cu Mirea, pe la până în gardul lui Petcu, la da. Mărăcini. Da. Deci știam noi acolo pe stâlp, buturuga, agățătura aia, știam toată șmecheria. Îl pescuise ospătarul, el prinsese 9 pești, cel mai mare de 9 kg. Intru cu Iohan pe stand, zic, gata, mă, zic, las că știu eu, zic, fii atent, îți dau eu o lansetă, o măsor acolo, mi-o pui direct pe stâlpul ăla de lumină. Pac, punem lanseta și începem. 18 kg, 15 kg, 13 kg, 11 kg. Au început ăștia să mă înjure, că bulănos, că putare. Și a doua zi n-am de lucru, zic, hai să facem un spirit de glumă. Nu mai aveam mămăligă, am luat cea unul, l-am pus. Cum a dat Iohan cu mămăligă? Păi mă, cu mămăligă, că era cu mine. Auzi, mă? Era cu tine, da. Și facem repede. Și eu zic, bă, să fac o glumă. Iau cartea de la Volkswagen. Mă pun acolo în curpul găleat. Am luat pungile. Mă, lai, bă, numai prafuri ce aveam. Și mă făceam că răspuie și citesc acolo. Mai puneam un pic de praf, mai puneam o de... Și strig la... La Șinca și zic, bă, voi credeți că oricine îl găsiți voi pe stradă cu un făcăleș, cu un tuș la sub braț și face cu pungă de mălai, face mămăligă de pește mare? Zic, uite, mă, eu am rețetă, zic, eu are de cât o fac. Zic, de cât o fac. Mă, oricare de 18 plus. Uite, mai am o întrebare din partea lui Gabriel. Spune așa, ce părere au invitații de concursurile individuale? Dar nu, n-ai să-l vezi niciodată la așa ceva, că nu... Am fost la concursuri individuale mai tot timpul. Individuale, dar nu el! Dar nu el, mă! Bă, chiar am fost, cum am participat, dar... Eu, adică,
am multe concursuri. La ultimul concurs pe Sărulești am fost cu George. Apropo, trebuia să amintesc de emisiune că m-a rugat să spui ceva și de mine pe acolo. George de la magazin, așa știi. Că în filmare, George de la magazin, echipa mea când a venit să așa, George de la magazin, le-am făcut prezentarea, George de la magazin și Marius Paul de la spinning. Deci n-aveau nicio treabă, ce dormeam eu. Da, și concurs pe Sărulești, 7 zile, în care eu bâzleam, știi? Am dus multe concursuri grele, sau chiar dacă am fost în doi cu Florin, am muncit în câte un concurs. Băi, la mult. Individual e altceva, îl începi singur, singur. Manșele pe Tâncăbești, Valta din față, când se țineau concursuri acolo, au fost multe concursuri individuale. Și chiar am câștigat turneul Info Pescar de acolo, da, la individual. Deci chiar am un turneu, trebuia să primesc un Tucson. Opa, trebuie. Și am primit un concurs pe Tâncăbești. Mi-a povestit a fost o peripeție. Bujie cu concursul cu porcul, a câștigat un porc și avea 122 kg și când s-a dus să-l ia, mai era porcul de 70. A luat atunci, a uitat după el și nu mai vine să deci, mă ia și ăla n-a mai mâncat de 8. Deci am fost și la concursul. Sunt solicitante, sunt plăcute. Uite, mai avem o întrebare. Pentru domnul Dan Mitrănescu, ce distanțe maxime s-au atins cu lansetele Tazura Class New Concept? Nu, știu că nu am ieșit la teste, eu știu, Bățu a intrat pe mâna unor băieți care chiar Mocanu... Da, porcul de la Greca. Da. Pe Vlăduț Mocanu. Vlăduț Mocanu mi-a spus că sunt mai... Un foarte bun aruncător. Sunt mai bune decât... Cristi Avocator. Cristi are... New Conceptul ăsta care l-are Nea Florin? Da, dar are MTX New Concept. Astea le-am scos pe Tazura acum. Aha. Astea nu le-am probat. Mai tare. Uite, chiar o să vin să-mi dai și mie una de probă să o iau pe câmp. Le-a probat Mocanu. Palea vechi cu asta. Și mi-a spus că sunt mai bune astea. Deci am siguranță. Eu le-am văzut, eu le fac teste. Am un suport, le atârn o greutate așa și le pun în paralel, văd care se lasă, cum se curbează și a făcut testul ăsta, l-a făcut Mihai la mine, nu știu dacă ai văzut emisiunea Perianu, chiar aici afară a venit cu suportul și cu lansete cu vârfuri de feeder, cu lansete de vârfurile de feeder și cu lansete de crab și a făcut proba pe eu am greutate. Testul pe toate lansetele pe care le comercializez la mine pe site, am făcut testul ăsta în tabel, greutatea lansetei și curbura sub aceeași greutate. Da? Am un indice, cât contează chestia asta. Am un indice pentru seria de inele care dă valoare și în sumate dau valoarea totală a fiecărei lansete pe care o comercializez. Și cine are puterea și răbdarea să citească acel tabel, nu neapărat să cumpere lanseta de la mine, dar poate să învețe ce înseamnă o lansetă. Adică în funcție de greutatea ei și de cât se curbează, cât este mai ușoară și cu cât se curbează mai puțin, cu atât este mai bun. Adică întotdeauna lansetă care se curbează mai puțin, dintre două care au aceeași greutate, o să fie mai bună aia care se curbează mai puțin. Asta e ideea. Cătălin, tu ce părere ai? Din punct de vedere că nu ești un foarte bun aruncător, pescuiești mai mult la mai aproape. Pe mine, mă, că peștele stă și aici în DCB. Deci să stai să spargi picații să dai. Da, asta îl consider un foarte bun strateg. Că dacă nu... Păi de asta l-am întrebat, cât de mult contează pentru el, da. Altfel n-avea cum să stea în... Totdeauna am ținut cont de chestia asta și am pescuit în echipă cu aruncător. I-a trebuit și aruncător. Foarte mult timp cu Petcu, cu Florin Petcu. Capul, Dinescu. Întotdeauna am pescuit cu unul care... Păi n-aveai ce căuta acolo, dacă nu aveai și aruncător. Uite, am ținut... cam toate echipele ar trebui să ai un aruncător. Dar am ținut ultimile... Am pescuit întotdeauna cu unul care să poată să... Ultimile concursuri pe Corbu, n-am mai pescuit pe distanță eu. Adică doi ani consecutiv am obținut rezultate bune, locul 2 pe sector de 2 ori, bătut numai de cap de sector, în care am pescuit în 60, 80, 160, schema aia de care spuneam. Nu mai e baia. În 2 ani nu mai era pește, toată lumea rămăsese cu concepția. Cu nadă, multe. Da, și eu l-alergam pe gârlă. Și ei cu ciupeală de naia. Cu ciupeală și fără riscul de a supranădi. Păi, și nu se, eu observasem că peștele se speria de nadă, pur și simplu, în ultimul timp. Exact asta era. Bugea. Asta a fost cu Corbu, da. Uite, vine Narcis Pojar și spune așa.
Ar fi o idee să facă o lansetă de crap cu elementul de vârf în 3 variante. Exemplu, 3,5, 3,75 și 4. În felul acesta îți schimbi cum? După bunul plac. A, mă, zici că stăm cu vârful ca la feeder. Păi deja o dăm în feeder. Eu trebuie să mă gândesc și la partea... Da, e o chestie comercială, dar nu este segmentul... Cred că foarte mulți doresc și ceva mai slab un pic. Nu mă adresez, niciodată n-am putut să fac produse comerciale sau pentru o categorie... Am căutat performanța pentru că acolo am fost eu. Uh-huh. Adică știu să fac pe zona de performanță, nu știu să fac pe zona comercială. Eu am scos totul după lansete, adică lacuri, fițe, culori, matisaje în plus, pentru că nu mă ajutau pe performanță. Comerciale de sunt. Îngreunează ochiul, bătul. Erau bune doar deci ochiului. Lansetele noastre de... și prima lansetă pe care am făcut-o în TX14... Eu am avut 5 ani de zile, mă, fără vopsea pe ele, eu, el... Curățate, noi le curățam, Babi, luam lansete și le curățam efectiv. Mirea. Pentru că e o sculă, nu? Adică sculă de pescuit și vreau să-mi fie cât mai dădeam utilă. Dădeam lacul și vopsea aia jos, știi cât o ușurai? Da, și la fel fac și eu. Dar bine, dădeau bine la poză. La poză, da, eu n-am vândut poze. Da. Eu am vrut să omul să facă performanță sau... Așa am gândit-o, eu am gândit-o din punctul meu de vedere întotdeauna. Bun. Mai aveam două subiecte de dezbătut pe care nu mai avem timpul necesar să le dezbatem, dar cu siguranță o să le dezbatem într-o altă emisiune, Dan. Când crezi, din, cu plăcere. Avem. Deja acum intrăm în sezonul acela în care toți cu toții vrem să vorbim cât mai mult despre pescuit. Așteptăm cu nerăbdare perioada primăverii să începem iar sezonul de pescuit. Și anume mai aveam plumbii și mulinetele de discutat. Să mai intrăm puțin în amănunt despre avertizori. Dar asta cu drag... Sunt publice, sunt pe pagina produselor, îmi place să vorbim despre pescuit, dacă se poate, nu-mi place reclama asta forțată, știi, avertizorii mei, cei mai tari... Nu, dar foarte important este cum ai ajuns tu acolo, știi, ce te-a făcut pe tine să gândești ce natural. Cum ai... Să fii natural și vin toate de la sine, și comercialul făcut, și... Că spun eu. Eu cred că... Deci cumpărați niște avertizori, mă, dar ce avertizori, jurați-l, cei mai... Da, am fost cel mai înjurat pentru acei avertizori. Bă, cei mai scurți, deci erau doi, unul mic și unul mai mare și își dădeau coate, deci uite aia trage cu avertizorii, eu eram mai încolo, nu sunau. Ma. Da, mă, pe aici luați el Delchim, mă, nebunul, mă, avea Delchim și noi pe cea cu 0.18. Cu 0.18. Da, Delchimul nu sună la 0.18, eu am zis că hai, că merge, bă, că nu știu. Să mă prișe mine. Și dacă seama... vrei, punem bambine, că se aude, îi dă cu ea, băi. Da, nu, eu le spun, n-ați văzut voi așa ceva? Da, mai așteptați puțin. Erau altceva la momentul ăla. Stăteam un cort frig, mamă, frig, butelia pornită. Și o lansetă pe da, cărmită și... Da, băi, erau niște faze. Băi, erau niște faze. Stăteam așa în cort amândoi în aia, știi? Cu Delchimii mei. Și ne uitam la ele. Și ce tu vezi pe aia cum e plecată de vârf? Eu zic, care? Pe uita aia, mai are puțin și nu e în gârlă. A, da? Da. Ce senzorii tăi și se ridica așa, se ducea și lua pește. Ma! Deci erau niște faze, măi! Băi, da, nu ăsta cu Dorel la Vlaș. Dorel are foc și ăștia și au butonul ăla în față. Eu învățat tot timpul. Eu mă duc cu inelul. Și în fată. Poptesc în ăla. Și când ridici, închizi senzor. Mai grav, ai greșit. Crede. Ai tehnică, nu. Și ia fii atent. Păi da, dar fii atent că lansezi. Ăștia o au jos. Ia ascult. O lansez, o pun acolo, Dorel, făceam baracă de mâncare. Mamă, sfărăia tigaia. Și la un moment dat, eu stăteam întins în pat, ăla făcea acolo. Sfărăia tigaia și zic, ia tași, mă. Păi nu vorbesc, domnule. Frâna. Bă, ce se aude eu? Ce se audă, morcane, tigaie? Bă, dă-mi morții ei de tigaie, că zic. Se aude ceva. Bă, popontor în mijlocul plăcii. Deci nu era așa, că a venit vreo câine, vreo șobolat, vreo ceva. Dar la care ăsta se aude, bă, nimica, ce e nebunit? Și aprinde lanternă. Și zice, a, ieșiră la o mulină pe draia. Bă, bă, când am ieșit afară, ce crezi? Închisese mă la când am atins cu lanternă. Ai mai făcut una și cu mine. Pe pontonul 0, mai ții minte? Când era să ne ia ropodul în apă. Deci era ropodul în sus, plansetele în sus și una era așa. În jos. În jos. Era clipsată sau...
când le duceam eu cu barca, le punea firul pe lângă senzor și l-a uitat așa. Păi și eu fac la fel, nu-mi place să... Da, poate îl pui și la loc. Da, mi s-a întâmplat și mie să uit. Da. Pe fond de oboseală am sărit amândoi când am văzut, că a făcut-o, dădeam la clips, că era și cu clipsul, că de-aia a rămas așa înțepenită. Era și la clips, dar de ce la clips? Să trage în el. Păi dar le băga în plauri, mă, ne băga în nebunie, Da. La cât metri? La un pom mare și ne băgam și îl băgam pe sub pomul ăla. Aha. Și trebuia să tragem de el, da. Și exact aia cârmită, mai avea, ridicase rotpodul să... Da, se mai întâmplă și de astea. Da, hai că... Bun. Băgăm concursul. Pe asta vreau să zic. Acum dacă îl lăsăm pe Dan două minute să... Sau ai întrebarea pregătită pentru invitații? Băi, e ciudat dacă pui o întrebare, da, pentru că... Porcane, tu? Nu, îmi pun eu, mă, ce să întreb eu, că dacă întreb eu... Păi, pe tine, hai putem... să vedem de la tine întrebarea. Păi nici eu nu vreau, mă, hai să fii tu, hai că tu ești neutru. Care erau... Tu? Care erau... cele mai bune suporturi pentru pripoanele din tinerețile noastre. A? Ce zici de asta? S-a lansat întrebarea. Pe ce învășuram guta pentru a face pripon când eram copii? Cea mai bună variantă. Bogdan Vasile, spray-ul? Da, asta e. Asta. Da. Primul a fost, nu? Bogdan Vasile. Bravo, felicitări. Bravo, Bogdan. Bravo. Iată, ai câștigat un set de avertizori Tazura de ultimă generație a lui Dan. Vladimir Banu a rămas pe Pepsi. N-a prins. Săracu a pierdut. Nicu Clopotar, fixativ. Alexandru Popescu, sticla de Pepsi. Da. Deci, câștigătorul este Bogdan Vasile. Am să te rog să-mi dai mesaj pe... pagina de Facebook Ligului Gagiu cu toate datele necesare pentru a-ți putea trimite prin Colet. Chiar mâine, dacă este posibil, îți punem la Colet setul de avertizori. Bravo, Bogdan! Felicitări! Iată unul dintre urmăritori care iese de la începutul emisiunii, pentru că asta s-a discutat pe la începutul emisiunii. 256 la ora asta. Am spus câteva... Ora 11:30. Sunt câștigătorii majoritatea celor care au stat și au ascult. Zic eu, pentru că sunt secrete pe care le-am ținut mult timp și cine a putut să rețină din ele... Și mai bine tăcei. Am și un... Da, o dezamăgire printre noi, dar nu... Îi dăm atenție. Cătălin, tu? Eu nu mai zic nimica. Mă așteptam să-ți țină gura, da. Da, și mai e una cu momitorul. Da, pe aia o țin. Hai, lasă-o pe aia cu momitorul, lasă. Oricum, dacă poți tot zici, mă, și pe aia cu momitorul, că deci nu se mai desfinte aia cu momitorul. Cu momitorul, am scris-o pe Facebook, tot așa, într-un moment de ăsta mai. Și m-a luat Mădălin Dârlă. Dârlă. Ești, salut, Mădălin. Dane, ce facem? Zic, stai că șterg mesajul. Păi și aștept, m-a pus și aștept. Hai, mă. Pe cuvântul meu, donare. Așa facem. Și asta o dai? Păi să știi că foarte multă lume s-a supărat pe Mădălin Dârlă în momentul care a fost la mine în emisiune, pentru că au cerut și ei o rețetă de mămăligă cât de cât credibilă. Cât de cât credibilă. Le spun eu cea mai simplă. Apă și mălai. Și le mai spun ceva. Acolo te-aș ruga. Le mai spun ceva. Da. De ce e mai bună mămăliga decât orice altă nadă care se pune pe momitor? Pentru că... Da. Ce nu stă? Pentru că se lipește bine. A, păi ce mă, poți să pui nadă din aia cu CM11 și se lipește și aia. Da, am dat și varianta asta întotdeauna. Da, nu, pentru că e lipicioasă și dacă puteți să profitați de lucrul ăsta cât mai bine, e cea mai bună treabă. Asta. Bun, iată și un... Asta e secret, și un secret. E secretul de folosire, pentru că care e mai important decât cel de preparare. Foarte interesant. Bun, asta nu mă gândeam. Poate deși o practicam, dar nu o gândeam. Orice nadă. Încă nu mi-a dat Emil taina mămăligii, să știi. Nu, asta e taina mămăligii, că poți să o faci. Încă nu mi-a dat-o. Nada fără colan se desface imediat. Degeaba le mai dai oamenilor. Mămăliga poți să o faci oricum. Că a expirat. Da.
Da, nu n-am mai dat. În ultimă, da, vezi că s-ar putea să revină pescuitul la... Păi nu am mai dat că... N-a mai fost cantitatea aia de pește, n-a mai fost pește aia, mai fost, nu, media aia de pește sau... Ăștia de la Mivado. Același lucru. Dar nu e mămăligă. Îl fac la un nivel, nu l-am înțeles. Adică noi am pescuit și am prins noi o tonă. Nu mai sunt pescari care să fie vârfuri să prindă cu mămăligă și că e și un trend. Eu când am intrat în pămoară, era Neamati, cu benzar, cu nada benzar. Benzar. Și era lege, toată lumea era cu stivele de benzar. S-a schimbat pe urmă cu mămăliga. Adică trebuie să ai și un vârf care să stragă, să-ți câștige concursuri cu nada. Corect. Și strage. Și atunci se schimbă imediat. Da. După și era peștele sălbatic, frate. Acum peștele tot i-a dus în crescătorii unde-i furaja cu pelete și... Da, se învață. Se învață, dar dacă nu se mai pescuiește cu cereale, că nu e voie. Uite, spune Ionuț. Una dintre mămăligi care o știu de la domnul Dan este aia în straturi. Când o faci, întreabă să vezi că e așa, dacă întreabă să vezi dacă e așa, dacă recunoaște. Mămăliga în straturi. Eu am spus multe tâmpenii de-a lungul timpului pentru a masca, nu există niciun strat. Da, de ce nu zici că așa e? Ionuț. Tare. Puneam după aia în medie și la sfârșit din aia moale și când la primul lanțeu cădea aia moale, spune și pata, hai. Hai că s-a pornit el. Și fii atent că n-a băut nicio bere, că dacă bea vreo două zile. Vrea să dreagă ce am spus eu până acum, să mascheze anumite chestii și, dar nu reușește. Nu e vorba niciun straș și nu trebuie să cad. Ce să nu cad? Păi bă, dacă nu cade după momitor. Da. Îl găsești pe ăla. Leșinat. Da. Cum să nu cadă? Trebuie să cadă, să nădești. Păi dacă nu cade cu el, ce faci? Vii cu nada înapoi? Nu. O duci acasă? Nu. Totdeauna ai fost mai așa să duci, să dai puțin. Trebuie să-i dai și lui, să mănâncă și gura lui. Da. Faceți o moale, mă, și dați cu ea. Da, moale, cum moale, aruncați. Mai băgați praf în ea. Și să câștige borgan. Eu nu câștig. Eu mă duc de... Nu-mi place să stau în natură. Eu nu mă duc să câștig. Cel mai mare câștig al meu, respira aer curat, au ciripindă păsărele, o broască, o cerbișor. Vă imaginați și era în standul de pescuit, în anturaje de genul ăsta. Am fost un om serios. Și cel mai serios dintre noi era Mire. Aparent cel mai serios. Da. La el începea toate cioare. Ce zice Pascu Mihai, secretul lui Borcan este că are numărul de telefon al peștilor. Da, le trimite SMS și îmi spune unde să-i aștept și eu pun 52 de metri pe dreapta, că veni pe acolo. Un strat de mămăligă, unul de brânză și unul cu bacon. Peste tot praful de stele face mămăliga prinzătoare, spune Bagi. Eu am dat răspunsul Pepsi, pentru că Cătălin iar are paharul gol. Vladimir Banu. Da. Borcane, o să iei lampa la concursul la care te duci, că ai multe fente. Nu, măi. Ce? Săptămâna viitoare 6 din 7 sunt pe gâlă. Ce lampă a luat Aladin? Mai punem un pic, da. Punem cam emoții. Mică, mai pune asta. Deci fii atent, el s-a abținut acum, s-a abținut în multe. S-a abținut foarte tare, da. Da? Nu să vorbesc, nu. Dacă deschide cartea cu vrăjeli. S-a încheiat. Hai, mă. Cu magii. Nu? La anul mergem la un concurs, avem un concurs pe Tâncăbești. Nu mergem la mai. Fiți atenți cum facem. Dacă ai, dacă a lansat Dan invitația asta deschisă aici oficial pentru tine la Tâncăbești. E vorbită. Avem un target, stai liniștit, țintele luate în vizor. Vin și avem ținte, vin și filmez ce-mi dați voi. Păi nu, atenție! Nu cred că... Adică cu banii pe mață ca să jucăm frumos. În afară de concurs, noi ne jucăm. Da, nu. Șansa noastră. Dezvălui. Deci o brăilă. Am auzit că sunt pescari foarte buni acolo. Da. Care au câștigat cam tot. Și ne plac provocările și o să le propunem ceva ca lumea așa, nu? Foarte tare. Adică să ne jucăm. Să ne jucăm. Dacă tot am auzit că chiar le place pescuitul și chiar simt totul de la început și prin numai mai. Și asta înseamnă o provocare pentru voi. Da,
Și da. Dacă e să o, dacă tot au prezic finalul concursului și de ce ați mai venit și de ce ați mai așa, să ne pronunțăm înainte de a începe concursul și să susținem pronunțarea, știi? Și pe asta o să fie poate revenirea mea la un concurs de... E păcat să nu pescuim. Nu mai avem unde să pescuim plantat decât la Balaton. Tu ești da. Foarte comod și ai rău de mașină, rău de mare, rău și de... rău de alte alea. Motoare. Ai înțeles? Ce aromă de boilet preferată ai? Nu există. Squid. Eu squid. Asta... A, chiar am tot acolo să ducem. Da, e a mea asta, n-ai. Squirten octopus, da, am zis că punem pe o sticluță, inventăm o aromă, squirten octopus. Și... Octopuții. Da, pe-și toate... N-ai, mă, cum cu el e. Și cu dipul? Cel mai bun dip? Mamă, dip, dip trău. Da, când o fierbe, tot Ionuț Ionuț spune, când o fierbe, pune făină de porumb la fiert. Apoi, când ajunge la jumătatea timpului de fierbere, mai completezi cu făină și o lași să fiarbă încet până devine colantă. Da, pune până nu mai poți să o amesteci, aia e, mămăligă. N-ai nicio regulă. Nu, pescu. Dar e o rețetă clasică a mămăligii, cum da, ar trebui să fie făcută bine? Apă și mălai. Pui apa la fier și pui mălai și o amesteci până se fierbe și până... Și gata. Când ai făcut bătături în partea de la păcăleț, de, și, de, tare. Și trage abur pe... Și o întorci pe ziar sau pe cârpă sau pe... Mămăliga e tot secretul cum o folosești, mă, nu? Cum o folosești, exact. Și nada, în general, orice nada. Mă crezi că plecam? Și da, îmi poate să-ți confirm. Mă, mă, interesează și pe mine, pentru că eu n-am prins pescuitul ăsta pe mămăligă, știi? Adică spun cu toate, sunt, nu e, nu sunt secrete, am inventat noi secret. Să-mi fac mămăligă, nu ce repede la magazin, la Ioan, am luat 5-6 mămăligi, chiar, se, chiar prindeai, se prindea, adică prindeai cu mămăligă, nu... Niște, bra, nu făceam păgârlă cum vreau eu. Nu este temă să pun tu ce... Dar era prinzătoare, prindea și prinde, dau băieții ăștia, da, 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 păi da. De multe ori, stai puțin, sunt situații, nu, sunt situații, avantajul, noi o făceam acolo, știi, adică era caldă în permanență. Borcan pune țuică în mămăliga, orice ce Alexandru Popescu. Da. Am pus și... Da. Bă, se pun, fiecare, nu știu, și psihologic, au... Și boabele de porumb, știu că se puneau în tărie. Tot comercial, nu, da. Adică eu n-am găsit, am făcut, am avut odată 10 borcanele cu 10 arome, pe moare am făcut testul. Și la unul am pus benzină. Avea flori. Benzină? Benzină am avut un peste boabele de plastic. Benzină. Și ne-a tras la boabe de plastic înmuiate în benzină, la fel ca la celălalt. Mă, uite, Nelu, capitanul, nu știu, presupun că poate știi povestea, cu boilesul care și l-a băgat în propriu căcat pe românește. Asta n-am știut. A luat boilesul, l-a băgat în propriu căcat, l-a lăsat-o asta. Până a doua zi. Aici n-am ajuns cu testele. A lăsat-o până a doua zi acolo. Nu le mai trecut aici. A scos-o. A pus-o pe firul de păr, a dat cu ea și a prins pește. Mai, și mai nasol că a prins pește, că te obligă să dai la fel pe urmă. Deci e făcută și mi-a scris-o... Deci ce faci? Și da. Îți dai seama, deci ăsta a fost ghinionul că a prins? Îți dai seama la ce l-a forțat? Da, îți dai seama că l-a dus mintea să mai facă, să repete da, treaba. Că trebuie să aduci aminte ce ai mâncat? Da, aia era ce... Asta l-am întrebat și eu. Bă, Nelule, dar ce-i mâncam? Zică, deci, aici e rețeta. Îți dai seama, vii după ce ai mâncat da, o salată de brocoli? O să prinzi ten? Că e pe verde. Dacă vii pe carne și ai mâncat multă carne, să nu prinzi somn. Să nu prinzi somn. Da, sunt glume, sunt povești, mintea noastră se schimbă. Uite, acum apropo și de somn, vezi, iar mai aveam un subiect de discuție. N-am mai apucat, da, da, dacă ne apucăm vorbim, facem extra night show. Trebuie să vorbim și de somn, nu acum, dar într-o altă emisiune vorbim și de somn, și de neapărat. De spinning. Și de spinning, da. Până una, am cele mai bune prețuri la lansetele de spinning perioada asta acum, am reduceri mari, chiar vreau să vă fac persoane. Le găsește pe site? Da, sunt cu reduceri la alea, 30%. Și ok. Deci Dan Mitranescu.ro. Și bune. Și nu bune. Super bune. Super bune. Super bune, deci. DanMitranescu.ro. Da, toată reclama mea și din ce... Unde mă duc eu și am încercat să rup una.
Da. La acrilic ce pune când nădește cu mămăligă pe momitor. Nu contează, mic în general. Culoarea să contează. Asta în funcție de bal. Și mic. Și cârligul mare. Da, cârligul mare și momeala mic. Asta e rețeta mea, poate în alte... Tu ce părere ai, Borcane? Și-a schimbat-o. Mergi pe ea? Aceeași. Adică mergi pe ea? Și-a schimbat-o în 10 ani. Băi, eu acum pescuiesc... Și de ce ne ducem, mă, noi majoritatea pescarilor între cârligele alea mici? Care e majoritatea? Că eu tot cu cârlig mare pescuiesc. Și cu pop-up de 8? Da. Și de 6. Cu cârlig de 1. Sau 6. Da. 6 cu pudo de 1. Eu montura asta... Am văzut-o la Emil, dau și cârligul Sasame de 2, păi cu pop-up de 6. Da. Păi, care era... Nu, 2 ne încurcă. Da, bine, 2 era... Încurca. Da, și era unu, și 1. Și 1, da. Avem... 1 cu 1, direct. Și am pescuit cu ea la campionatul, la mondiale în Africa. Eu numai cu Sasame. Eu asta am câștigat. Eu le-am promovat, acele Sasame Tiners, eu le-am promovat. Eu le-am găsit. Senzaționale din punctul ăsta, da, de vedere al pescuitului la săculeț, la sunt singurele viteză. ACP care le folosesc de mai bine de 10 ani încoace, de când au apărut. Și eu le-am întrus să am sunt singurele ACP care le folosesc. Plicuri. Da, și am avut rezultate, n-am rateuri. Eu le mai și desfac puțin, mm-hmm. Le fac cam de 1 pe 0. Serios, ele sunt puțin. Un pic sunt întoarse. Sunt un pic întoarse într-o parte și subțiri. Și mie place că sunt și agil, dar foarte le ține vârful foarte, foarte bine. Bine, da. Un cârlig ieftin? Da, corect. 10 lei plic, nu știu cât este. Da. Oricum, și un cârlig ieftin. Și le-am promovat. Ia. Acum am dat. Păi dacă nu vorbești... Da, bun. În seara asta și eu am o surpriză pentru voi doi și un cadou pentru voi doi. Carina, am să te rog pe tine. Să intervii. Iată că... Ceva? Aoleu, ce existență de închide poarta și vine acum. Vezi? Mă și gândeam cum mă duc acasă, ce zi lunevată. Mi-a zis, un cadou de la altul, dacă da. Din partea Vin Arte, o sticlă cu vin roșu pentru tine, Dan. Mulțumesc. Și una pentru tine, Cătălin. E cu bere? Mulțumesc frumos. Partenerul meu încă de la începutul podcastului Cârligului Gagiu, care în continuare ne face seriile alea neplăcute, plăcute. Sau partidele de pescuit frumoase în momentul în care nu strage peștele. Da. Bun. Eu vă mulțumesc frumos. Noi îți mulțumim pentru prezența în această seară. A fost o seară foarte frumoasă, o seară care încă nu s-a sfârșit și rămâne nepovestită toată. Din ce mi-aduc aminte eu acum așa, că acum am foarte multe în cap, deja vreau să bag câteva de aici pe partea asta de la tine și câteva și de la Cătălin. Și cred că și urmăritorii mei, ai noștri, să bage cât mai multe detalii pe aici care le-ați oferit. La cap, adică... dacă nu le bagă, video rămâne înregistrat și le au acolo de acum încolo mult timp, care asta cred că l-a deranjat puțin pe Cătălin. Dacă... Asta l-a deranjat pe Cătălin. Dacă greșesc, nu o fac cu intenție, dar vă spun că sunt de viață studiate și mergeți pe ele cu toată încrederea. Ce am spus, am spus din experiență și fără nicio abatere de la adevăr. Zi, Cătălin, da, sunt, nu dau, adică nu aș da din casă lucruri pe care mi le-ar spune altcineva. Sunt lucruri pe care le-am învățat eu și le dau cui vreau. Da, bravo, mă, dă-le, bravo, da, bravo. Adică știu să țin un secret. Dacă... Știu eu, 100 de bărci strimet. Și așa am probleme. Nu trebuie să fie dușmănie. Deși pe baltă stau, băi, și seara când am ieșit după apă, deci am avut șoc. Am ieșit, am zis eu că trage șalou puțin mai târziu, de s-a schimbat lumea pescuitului. Am stat până s-a făcut întuneric, am ieșit. Că la mult trăgea după ce s-a întunecat. Am ieșit pe întuneric, cum am ajuns eu la mal cu barca, aud imediat lansare. Zic eu, uite, erau pescari în mintea mea, bine că n-am intrat în lansetele lor. Stau 3 minute iar, lansare. Zic, stai că nu sunt pescari cu așa, sunt cu... De la Ganeli.
cu trasul în gârlă. Deci braconieri, ca să zic. Și în general, ce știu eu și așa, braconierii sunt cei care riscă, adică puțin mai alte personaje, mai dure, mai... Mi-am pus și eu, ca așa sunt pregătit în situații, na, că nu știam cu cine am de-a face, dacă se predează oamenii la așa ceva, să fiu și eu pregătit, pentru orice eventualitate, și am avut o surpriză. Au venit spre mine, noi am băgat în seamă, că nu prea sunt, în general, ce știam eu. Când au ajuns în dreptul meu, bună seara, zic, bună seara. Zic, uite, s-a schimbat lumea total, până și braconierii. Ce bani! Bună seara! M-aș da un intervale pe TikTok! Da. Zic, și braconii, numai... Bună seara! Bună seara, eu! Zic, surprize! Surprize! Da. Uite, și o ultimă întrebare pentru urmăritorii mei. Întreabă-l pe Dan. Cârligul jos sau ridicat? E bun. Cred că ce? Se referă cârligul ca și montură finală. Eu am o vorbă. În coadă sau întotdeauna în care am văzut paharele pe masa pescarilor și sau am primit întrebarea dacă echilibrez cârligul sau ceva de genul ăsta, am avut un singur răspuns. Și o echilibrează el singur în gură. La mine nu o echilibrez eu și o echilibrează el. Deci n-am, atât timp cât eu folosesc, niciodată n-am pus paharul, nu, și o echilibrează el singur când și-o dă, nu, deci nu. Ăla e răspunsul, practic. Da, nu, n-am echilibrat niciodată, nu țin cont de asta. Chiar mă interesează să cadă cârligul. După absorție, mă interesează să cadă cârligul cu vârful activ. Este când îi fac proba, așa zisă probă, cumva să fie prins, cârligul să cadă cu vârful, să nu cadă cu tija, să nu cadă în cap. Să cadă cu vârful pe buza lui, cât mai rapid. După absorție, să eu și pună... Asta e tot ce trebuie să fie. Mecanica în cădere, nu s-o absorbă ușor. Nu. Pe la când absorbe și ea și... Aici se mai vorbește despre borcan, că îi place aroma de hamei, stropeală de malț. Adică ți se dau niște rețete când borcan pescuia. Când pescuiei. De-astea nu mai pescuiesc, acum sunt pe Pepsi. Mamă, și dacă e pe Pepsi, e și sec. O lună de zile sunt pe Pepsi. Săptămâna viitoare îmi dau cu dușul unul după altul, după aia finala. Se joacă mai pe Pepsi. Asta și mai văd și... Bun, vă mulțumesc frumos în seara aceasta că ați fost alături de noi. Și noi mulțumim. Într-un număr record, cred că, pentru emisiunile mele de live. O să vedem asta la final, ce ne oferă YouTube-ul, și asta cred că mâine, undeva la 24 de ore trebuie să treacă ca să pot să văd rezultatul final și cu siguranță te voi anunța, Dan. Dar din ce am văzut, cred că am fost lider de audiență în această seară și țin să vă mulțumesc vouă, invitaților mei și celor de acasă care ne-au urmărit în această seară. Și ne mulțumim. O seară bună și ce să vă zic, multă sănătate, să ne revedem cu bine. Apropo, mâine plec la pește. N-am vrut să zic, dar n-am rezistat. Nu, e bine că peștele te bate. Și numai bine, la revedere, o seară bună. Pa.